lăsați-mă în pace, am închis ușa, nu vreau să te văd, nu vreau să te aud, nu mă interesează. Băi, dar te bagi în toate căcaturile și peste tot, las-o dracu, mai fă și tu o selecție, bă, orice muscă trece și îți face semn cu mâna, gata, ești și tu în chestia aia. Pur și simplu, încă sunt în perioada în care sunt atât de uimit și știu că nu sună așa foarte ciudat, că cineva vine la mine și îmi spune, băi, uite, eu m-am gândit la tine pentru chestia asta, pentru rolul ăsta, vrem să facem un film, vrem să facem un scurtmetraj la școală și am un coleg, îl cheamă Andrei și uite, Andrei nu știe cum să-ți spună și el ar vrea tare mult să fii chiar tu ăla care deschide garajul. Cred că am căutat anii ăștia cumva, sunt încă la școală, să mă conving de ce înseamnă să fii bun ca actor, ca actor. Domnule, se uită cineva, spune, da, domnule, eu merg cu omul ăsta, e ok, mă interesează. Clanul este un proiect de mai mare anvergură decât Umbre, mai... și este ca și cum ai turna și niște povești de dragoste în Umbre, așa, niște... Corect, corect. With some love. With a twist. With a twist. În Clanul există în mod conștient o privire mai orientată spre public și nu... întâmplător. Cine e personajul tău favorit? Personajul de față se exclud. Ăsta, Bebe Măcelaru e. Bebe? Da, da. Mi se pare tare. Dacă așa, în sens ideatic, dacă ar fi putut să alegi, să zicem că te-ai fi potrivit și fizic, da, ai fi ales rolul lui Bebe? Da. Da? Da. Da. Deci tot pe mafie. Bine ați venit la încă o ediție a podcastului La Mijloc, împreună cu regizorul, prietenul și asociatul meu, Angel Damian. Pe invitatul din această seară o să-l prezint și o să fac așa ca un mic experiment, l-am mai făcut. O să vă spun câteva lucruri despre el, să văd în ce punct îl ghiciți. Eu cred că știu undeva unde n-aveți cum să nu, n-aveți cum să nu vă dați seama. Deci, trecem pe ce s-a născut. Actor de film, teatru, televiziune și voce, a absolvit un ATC în 1997 la clasa lui Alexandru Repan. N-aveți de unde, până aici nici eu n-a știi. Și joacă de 25 de ani la Teatru Bulandra din București. Un prim semnal, Bulandra. A jucat în mai multe filme ale noului val românesc, precum și în emisiunea În puii mei de pe Antena 1, prim indiciu clar, și în serialul HBO Umbre, serial în care a avut un rol pentru care știe toată lumea, cel al taximetristului Relu. Gata, v-ați prins, Șerban Pavlu e la mijloc. Șansa să fac această prezentare informală și vă spun că de Șerban Pavlu, Pepe, așa cum e alintat de prieteni și dușmani. De către prieteni și dușmani, exact. Exact. Mă leagă debutul în film. Am debutat în film în 2013, în filmul Roxanne de Vali Hotea și Pepe era tatăl meu în film, ca să înțelegeți cum stăm. Ca să, da. Da, deci eu eram fiul legitim. Freud își freacă mâinile, exact, undeva acolo, exact, la el. Și atunci am cunoscut un paradox umblător, e un tip de actor pe care n-am mai avut șansa să-l întâlnesc în afară de acest specimen viu care se află în fața dumneavoastră astăzi. Și de ce spun că e un paradox umblător? Este genul de actor care până în ultima fracțiune de secundă înainte de acțiune pe set este cu mintea și cu gândul și cu acțiunile în cu totul altă parte. Și chiar și mai... cu trupul. Și cu trupul, da. face bancuri, glume, farse. E pur și simplu un entertainer de platou și în secunda în care se dă acțiune are capacitatea extraordinară de a se transfera cu totul în poveste și îl vedeți în Relu, taximetristul dur și ucigaș, killer, bătăuș, în Comisarul Costoiu, coleric, agresiv, într-o fracțiune de secundă. Și am urmărit acest fenomen
de enorm de multe ori în multele dăți când ne-am întâlnit pe platou și mă surprinde de fiecare dată și sunt convins că îl veți descoperi astăzi, veți descoperi acest paradox astăzi. O să facem niște experimente, o să-ți dăm niște roluri de jucat. Așadar, Pepe Șerban Pavlu, comisarul Costoiu din Clanu, este alături de noi. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Eu spun întotdeauna să laudele la sfârșit, știi, să nu prezentăm meniul așa cu emfază. Normal, normal. Aia... Eu glumeț, eu nu știu, nu, a fost foarte trist. Asta a fost așa. Unde ziceai tu? Că care-i fanul ăla, mă, pe bune, ce să-ți povestesc? Da, nu știu ce să spun, legat strict de ce ai spus, nu sfătuiesc pe nimeni să lucreze așa, adică nu aviz pentru tineri actori, profesioniști, amatori și aspiranți, nu cred că este un mod de a lucra ăsta, să fii maimuță până se dă motor și pe urmă să faci pe seriosul. La mine cred că e un sistem de apărare, pur și simplu. Uneori am emoții și de cele mai multe ori. Și cu cât e mai mare miza unei scene, cu atât simt nevoia, odată ce am înmagazinat-o, adică dacă nu stau așa disperat că nu știu textul sau disperat că nu știu ce fac, să mă deconectez complet până încep să încep, ca să pot să încep cumva din alb, așa, din... Dacă nu mă ajută niciodată chestia asta, dacă am o chestie foarte complicată sau așa, să stau acolo încordat pe marginea, știi, și domne, nu vorbiți cu mine, lăsați-mă în pace, nu vreau să comunic, sau poate n-am găsit eu încă scena aia atât de grea să mă relaxează, e un mod de a mă relaxa. Mai greu, și... am simțit-o ca pe provocare. Da, uite, la mine mi-a lansat așa, mea, ca posibil. Jedi, știi? Am nevoie de secvențe. Există secvențe care, da, nu au ajuns încă la mine, dar e un mod de a mă relaxa, de fapt. E un mod de a mă... La televiziune și la cinema se trag aceste duble, care uneori sunt... Oricât de important ar fi filmul, oricât de interesant ar fi rolul, oricât de deștept ar fi regizorul, oricât de mișto ar fi partenerii, la un moment dat te plictisești, oameni buni, te plictisești, este îngrozitor de mult de muncă și la un moment dat simt că dacă nu mai vorbesc despre altceva, dacă nu fac glume din astea contextuale, mă... Și pentru mine un mod de a mă relaxa, dar de a mă relaxa pentru chestia aia, pentru ce urmează. De asta nu sfătuiesc pe nimeni să o abordeze ca pe un mod de lucru, că nu cred în... E acel disclaimer pe care îl citiți, nu se face asta. A se consuma cu moderație, nu încercați asta pe platourile de filmare și să spuneți că v-a învățat Șerban Pavlu. Dar la mine este un mod de a... Știți, poate toți avem câte o proiecție de asta, știi? Dacă trebuie să sar de pe o stâncă, știți genul de film în care personajele vor face ceva din care nu știm dacă vor ieși. Te feri? Și în ultimul moment ăla face o glumă, ăla mai, rolul mai mișto, face o glumă, spune, hei, ce ori face acum băieții în club sau cum mai fi ridicat prețul la Bitcoin, și, după și apoi sar în prăpastie, genul ăsta de chestie. Am, cred că, 1460 de întrebări să-ți spun, dar o să încep cu asta din zona Clanu, să începem un pic cu zona Clanu. Cum e Clanul pentru tine? Cum e acest proiect? Clanul este un proiect de anvergură și asta e o chestie extraordinar de motivantă pentru mine. Îmi plac ori chestiile foarte mici, chestii care pleacă, hai să facem un spectacol, nu am niciun loc în care putem să mergem să-l facem, am doar un text și nu știu unde, nu știu cu cine, nu știu, hai să facem chestia asta. Ori chestii care sunt mai... mari și asta e o chestie de anvergură și îți dă o anumită, poate iarăși o slăbiciune a mea, îți impune o anumită atitudine, pentru că simți cumva că se investește mult, nu doar financiar. Din toate punctele de vedere, e un proiect mare. E un proiect mare și simți cumva că ești parte dintr-o chestie mai mare care... este evaluată de fapt pe multe paliere, nu? Am început să urmăresc chestiile astea. Noi în meseria asta, în actorie, suntem obișnuiți așa încă din școală, nu e rău și e normal, până la urmă ești profesionist pe o chestie, trebuie să așa într-o... Și noi într-o bulișoară noastră micuță, actorii, adică, domnule, m-am uitat la ăla, așa a făcut, băi, cum a făcut rolul, cum a făcut scena după aia, domnule, cum a făcut partea aia din scenă, cum a dat o replică, domnule, ce... Și urmărim de multe ori filme întregi sau seriale întregi sau perioade întregi din istoria cinemaului, strict printr-o
găurică mică care este aceea actoriei, dar un film sau un serial în realitate nu se compune doar din actorie, se compune din foarte multe lucruri care pot fi, pot merge bine sau prost, care pot fi, în cazul televiziunii, publicul e foarte sus în scara asta de evaluare și atunci senzația că fac parte dintr-un produs, de ce nu, care este conceput și după aia evaluat pe mult mai multe paliere decât cel al actoriei și doar al actoriei, mi se pare foarte interesant. Ești parte dintr-o, cum se spune, dintr-o chestie mai mare. În ce mă privește, așteptam și eu să văd ce mi se întâmplă. Umbre a fost o chestie care m-a costat mult, m-a dus undeva, ai, după ai care... Ai plătit ca să iei rol? Am plătit după aia cu... Că vreau și eu un rol. Am plătit după aia cu relache, relache, peste tot relache, în sus, relache, în jos și, mă rog, e și asta o chestie și mișto și nasoală în același timp. Lumea te recunoaște, oamenii te opresc și spun, hei, mi se pare cel mai mișto serial, am văzut, nu știu ce, după care simți cumva, băi, da, eu mai fac și alte chestii, știți că am mai trecut în alte lucruri, a, da, 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 ce se mai întâmplă, când se mai face un episod? Sau... Se întorc la cei da, de și da. Simți cumva, e, și îmi doream foarte tare să pot să... Să ieși din relache și acum să-ți spună intru... comisarul Costoiu, știi? Schimbare da, până da, la urmă, de ce, de ce nu? Aduci mai multe din astea, la un moment dat da, rămâne șerba în Pablo, știi? Da, adică da, nu da, mai, cumva... știi? Ușor, ușor, când ai mai multe roluri care toate au însemnat ceva pentru fiecare. Da, cumva asta ar fi ideea mea de bază. Eu prefer să fiu, chiar prefer, mediocru în multe roluri decât genial într-unul singur. Vreau așa să-mi adun, cred că ați văzut că am apărut în diferite ipostaze, în diferite locuri care nu prea au legătură unele cu altele și, nu știu, probabil că la început a fost o întâmplare, dar după aia cred că e ceva din mine care dă... E ceva care e extrem de rar, totuși, să vezi un actor, din punctul meu de vedere, ești cea mai importantă figură a generației tale. Nu știu, Angel, chestiile astea sunt așa... Asta e ușor cuantificat. Eu rămân cu treaba asta pe cârcă. Da, dar o cuantifici, nu știu, în rezultate și cifre până la urmă. Ai cele mai multe filme. Vorbesc. Asta vreau să spun. Atât din zona asta de artă, nou val, cinema de festival, cât și în zona de serial sau film de... public de masă. E o realitate, adică nu te poți feri de ea. Până la urmă, ai un rol principal în, ai avut un rol principal în serialul Umbre, care e un serial de referință, în alt serial HBO Rux, acum rol principal în serialul Clanul, faci parte, uite, din distribuția filmului Team Building, care este în cinemauri. Sunt multe și... Sunt multe. Multe, și ca să nu mai zic de filmele de artă. Toate filmele de artă de autor, atâtea filme am văzut că ai făcut atât de multe scurtmetraje, da. Nu știu, Bad Penny, Kowalski, da, multe, da, adică oriunde te uiți, știi, de asta spun că anumite lucruri nu le putem contesta. Putem discuta foarte mult despre chestia asta. Zilele trecute, ca să vedeți și partea întunecată, chiar am fost luat la rost, adică și pe... De cine? De către cine? Un coleg, / colegă, nu contează. Ideea adică, că... în ce sens? Tu e foarte important, hai să există, le punem pe masă. Păi nu, există chestia asta, băi, dar te bagi în toate căcaturile și peste tot, las-o, dracu, mai fă și tu o selecție, bă, orice muscă trece și îți face semn cu mâna, gata, ești și tu în chestia aia. Și m-am pus și o problemă, e adevărat, că au existat lucruri pe care le-am făcut și de care după aia nu neapărat că am regretat, dar am fost cumva, mă, și dacă nu făceam chestia aia, mare chestie. Nu pierdeam nimica, nici nu am câștigat $1,000,000, nici nu e o chestie mișto făcută. De ce am fost acolo? De ce mi-am pierdut vremea? De ce m-am consumat și cu treaba aia? Dar, gândindu-mă eu mai mult așa la o replică, discuția se terminase de mult, cred că, adică există o parte pe care nu pot să o ascund, pur și simplu, încă sunt în perioada în care sunt atât de uimit și știu că nu sună așa foarte ciudat, că cineva vine la mine și îmi spune, băi, uite, eu m-am gândit la tine pentru chestia asta, pentru rolul ăsta, vrem să facem un film, vrem să facem un scurtmetraj la școală și am un coleg, îl cheamă Andrei și uite, Andrei nu știe cum să-ți spună și el ar vrea tare mult să fii chiar tu... ăla care deschide garajul și e cu doi tineri, nu ești tu rolul principal, dar băi, ăla care deschide garajul unde ei urmează să facă dragoste și să conceapă primul lor copil, este foarte important, de fapt. El are așa
10 secunde, că le deschide, ce hai mai copii, băi, intrați, da? Băi, s-a gândit fix fața ta ar trebui să fie și felul în care spui tu chestia asta e de fapt foarte important. Eu când aud tot blablaul ăsta, eu bă, adică ceva din mine spune, băi, Andrei, care probabil că are 16 ani și da, se uită pe TikTok, băi, el m-a văzut pe mine, bă, în chestia aia, bă, ce? Nu poate fără mine, nu, nu, și nu poate să facă. Totuși, adică, între mine și omul ăla deja s-a creat o legătură, conexiune, da, o conexiune, pentru că el s-a gândit la mine, puteau să fie atâția alți actori, dar el a spus, băi, Șerban ar fi grozav. Exagerez acum, dar ceva e adevărat în treaba asta. Deci cred că toți ăștia care nu știu să spună nu, avem în comun un fel de slăbiciune, probabil că e o slăbiciune, spui, băi, între mine și omul ăsta e o conexiune. Din chestia asta e posibil să iasă ceva mai mult în viitor sau cine știe. E bine să mergi cu oameni și chiar cred lucrul ăsta cu oameni, adică sar de la una la alta, dar imaginați-vă, ai un tip confirmat, da, și un proiect foarte ca lumea, dar simți cumva că omul ăla nu e atât de topit după tine, nu pune mare preț pe tine, că e cumva conjunctural, ai ajuns să faci lucrul ăla cu el, care 99%, că nu putem vorbi așa în termen de 100%, e un lucru bun, valoros. Ajungi la nu știu ce festival, te duci nu știu unde, e o chestie extraordinară. Ai și de învățat de la el. Dar simți cumva că omul nu... Adică Codin, dacă ar avea de ales, bă, nu l-aș lua pe Pavlu acum neapărat să zic așa că mamă, mor seara și mă gândesc, bă, ce bine că a venit Pavlu. E, Pavlu asta e. Și pe cealaltă parte l-am pe Angel, care zice, băi, dacă ar veni ăsta, bă, ar fi grozav. Dar proiectul e mai amărât, mai simți așa că nu e chiar... Poate din buget, da, mai puțin, nu, sau alea. Nu știu de buget, sau nu e un tip așa de confirmat și de... Eu cumva înclin să cred că mai mare șansă ai să se întâmple ceva... Magic. Da, nu știu ce să explic chestia asta, poate e o prostie. Dar cumva cred că asta este motivul pentru care tot... Zici da. Zic da și o chestia mea personală în care... refuz să mă, să rămân așa într-un singur personaj. Nu-mi place deloc, deloc chestia asta. Adică dacă aș rămâne pentru restul vieții mele Relu, de exemplu, și ar fi fost, nu știu, 20 de sezoane de Umbre, n-aș fi foarte fericit. Nu mi-ar, nu m-aș simți împlinit ca profesie. Și mai bucuros sunt dacă aș juca după aia într-o comedie unde am eu niște satisfacții personale sau în altceva. Cred că ține cumva pentru mine de natura așa profundă a profesiei de actor, care este mai un pic mai... Îți dorești să fii un actor popular? Sau e doar o consecință a... Nu, nu mi-am dorit niciodată să fiu un actor popular. Nu iubesc popularitatea asta și nu o cultiv. Adică cred că am dovezi în sensul ăsta, așa cum ziceți voi, cu cifre. Nu o cultiv. Nu postez pe Instagram. Da, nu postez pe Instagram. Bă, uneori mai postez, dar uite, o să postez acum. Dacă... Ideea e că nu mi-am dorit chestia asta, fiind întotdeauna mai atras de partea mai specială a artei. Întotdeauna probabil am ascultat muzică pe care nu a ascultat toată lumea sau înțelegeți ideea. Zona mai ascunsă. Să spunem, mai nișată. Invizibilă mai, pentru publicul de masă, da. Care, evident, este asociată pentru mine cu oameni care au încearcă să transmită un mesaj care prin complexitate, prin... e mai greu accesibil de masele largi care nu sunt atât de inteligente ca să se ridice la înălțimea celui... Deci niciodată n-am să ascult hiturile care sunt ascultate nu top numărul 1, știi, din... Pe de altă parte, în timp, am realizat că legat de meseria asta de actor, există un anumit numitor comun, că nu se poate, un actor bun până la urmă este recunoscut și de masele largi și de elite. Industrie, nu... nișă. Da, mie mi se pare foarte tricky chestia asta și acum trăim oare? Niște vremuri. Eu cred că depinde de proiectele pe care le alegi. Depinde și de proiectele pe care le alegi, dar eu mă refer strict acum privind din prestația actoricească. Noi trăim timpuri ciudate acum în care te poți izola într-o... Așa te înarmezi cu niște principii din astea politice, sociale, activiste și devii un actor al acelor principii fără ca valoarea ta actoricească să fie
concretă. Adică, pe scurt, poate un actor mai prost care aleargă pe pista, nu știu, activismului, să fie cel puțin pentru o masă de oameni care sunt și ei așa, bă, important, relevant, etc. Mie nu-mi place chestia asta. Adică eu iubesc tot felul de cauze și sunt în admirația lor și sunt pregătit să fac și activist dacă e cazul, dar eu nu aș amesteca lucrul ăsta propriu zis cu actoria, pentru că un actor bun e bun, un actor mai puțin bun e mai puțin bun, indiferent dacă el face... Corect. Acum, eu sunt de acord că un actor bun poate să facă niște mizerii. Da, contează de... partitura, contează dar partenerul. Cred că am căutat anii ăștia cumva, sunt încă la școală, să mă conving de ce înseamnă să fii bun ca actor. Ca actor. Domne, se uită cineva, da, domne, eu merg cu omul ăsta, e ok, mă interesează. Cred că e o concepție mai veche. Când te-a întrebat, Angel, aș fi pariat că răspunsul e că da, vrei să fii popular, nu, vrei nu să vreau, fii faimos, pentru că ai ales, din când în când, să faci niște roluri în produse, în filme comerciale. Da. Cum este Clanul, cum este Umbre și aceea. Acolo cum să-ți măsori reușita? Atât când făceai... Uite, sunt doi actori pe care eu îi iubesc foarte tare, mi se par niște actori foarte buni. Unul este Adrian Titieni, unul este Vlad Ivanov. Băieții ăștia doi au făcut în majoritatea timpului doar filme de nișe de autor. Ei, singura lor confirmare erau criticii, premiile, festivalurile și așa mai departe. Și colegii, stai puțin. Iată, Adrian Titieni a devenit mai notoriu și mai faimos când a fost în Vlad. Adică el, odată ce s-a dus într-un film comercial, a început să fie recunoscut pe stradă mai mult. Nu știu. Da, nu, asta e bullshit. Pentru mine nu contează. Adică în momentul în care tu ai făcut Umbre, ai făcut În puii mei și ai făcut produse Clanul, care nu sunt comparabile. Nu, nu, nu sunt comparabile, dar au un numitor comun. Faptul că sunt făcute pentru un public mare. E un produs comercial. Da, absolut. Acolo cum să te bucuri, să știi tu că ai succes? Doar prin notorietate, adunând... Trebuie să, cu tot respectul, să te corectez la... Spune-mi. Eu m-am dus să fac lucrurile astea pentru bani, au fost niște joburi. Eu la Umbre m-am dus să dau casting, eu habar n-aveam ce o să fie cu Umbre. Pentru că întrebarea era, vrei să dai casting pentru un serial care se va face la HBO în următorul an? Pentru 70 un rol de zile de filmare pe sezon, plătiți atâta? Da, vreau. Bine, vină la casting. Okay, deci mie mai veche povestea, când chiar aveam nevoie să trăiesc, aveam nevoie de bani. Nu spun, puteam foarte bine să spun, băi, îmi pare rău că dacă venea o altă propunere, spuneam, uite, băi, primești banii ăștia și faci filme porno. Spuneam, nu, domnule, nu pot să fac filme sau porno. Sau primești aceiași bani și faci la Mungiu ceva și aceea puteai zici, aleg arta, aleg mă duc spre, nu, mă duc spre zona asta. Din de vedere, nu cred că mi s-a, adică asta o spun așa, nu știu, pentru mine, nu cred că mi s-a făcut vreodată vreo propunere pe zona asta artistică, iar eu am refuzat-o alegând comerțul sau banii. Pur și simplu, poate că din afară lucrurile astea apar așa un șir întreg de opțiuni și eu stau seara cu scenariile pe masă, în dreapta, în stânga și zic, băi, hai să văd, mă duc cu banii, mă duc cu arta, nu stau lucrurile așa. Exagerez un pic, dar eu cred că ești pe acolo. Nu stau așa în viața mea, am făcut în general opțiunea cea mai bună în condițiile date pentru mine în momentul ăla, punct. Dar între a nu lucra și a lucra, întotdeauna am ales a lucra. Chiar dacă era un proiect făcut strict ca să câștig niște bani sau strict ca să-mi cunosc niște oameni. Până într-un punct credeai în el, adică... Da, până într-un punct, nu, am și refuzat lucrul, deci nu e chiar așa. Da, sunt chestii pe care le-am refuzat. Și oricum s-au părut ne... Ți-ai dat tot concursul, ca să zic așa, adică nu te-ai dus într-un proiect și nu. Proiectul e prost. Nu, niciodată. Joc de valoarea proiectului, cam cât e... Niciodată. Nu, nu pot să fac chestia asta. Dacă mâine filmez într-un scurtmetraj la școală, atenția mea e aceeași. Dimpotrivă, discutam cu colegul Andy Vazluianu, un alt actor de mare succes din generația mea, pe care generația o respectă enorm și vorbim imediat și despre asta, care mi-a spus, băi, eu simt așa ca un fel de presiune, nu știu cum simți tu, că acum dacă mă duc la un film, la școală, de exemplu, la școală însemnând la Facultatea de Teatru și Film, unde studenții te mai cheamă să... Ce, acum 10-15 ani, parcă n-aveam același stres legat de text și de felul în care mă prezint eu la studentul
cu tărică să-l ajut până la urmă pe timpul meu să-și facă filmul. Acum zice, stau seara și exact asta și stau noaptea și mă uit pe text pentru a doua zi, că mă gândesc, băi, mă duc acolo, ăia l-așteaptă, vai, dragă, vine Șerban Pavlu să ne ajute cu măreția lui și tu acolo zici, mă, cum e, măi, e vorba aia, că ce-am citit aici, n-am nicio idee, stați așa, știți că n-ați zis textul exact cum e, lasă-mă, dragă, cu textul tău, dragă, că nu asta contează. Eu acum am început așa să simt o presiune și încerc să fiu cât se poate de profi, măcar profesionist, dacă n-am idei artistice foarte așa, măcar să pot să arăt profesionist în cutare sau și cutare. Și George Mihăiță, știi că ne povestea la un moment dat că a simțit presiunea asta când a venit la Clanul, că zicea, bă, George, nu pot să nu știu textul, să nu știu ce, să fiu pregătit, adică omul simțea o presiune a... Nu știu, poate că viziunea asta mea e greșită la noi. Noi nu trăim în America, aici unde poți să faci astăzi un scurtmetraj la școală, mâine un rol într-un serial la televiziune și poi mâine faci un film și iei premiul Oscar. Asta nu se poate întâmpla în România, din păcate. Adică de ce? Redus la scara noastră? Se poate să faci. Nu poți să faci. După care te duci și iei gopo pe un film de nu știu ce. Nu înseamnă nimic gopo pentru un actor în România. Decât că e o satisfacție pe care poate unii o au. Bine, câștigi un urs la Berlin. Nu, există o actriță, Hilary Swank, nu știu dacă o știți pe Hilary Swank, care a făcut o actriță foarte talentată și cumva... un fel de antistar așa în Statele Unite, nu e o tipă așa glam și care a făcut Boys Don't Cry, așa se cheamă debutul ei, mai nu știu dacă e primul film, dar primul film cu un rol principal, un film cunoscut și prin faptul că a avut un buget foarte, foarte mic, adică era un film făcut ce se cheamă și în America, indie, cu bani de acasă și a câștigat, nu știu, citeam la un moment dat, o poveste asta, niște mii de dolari, a luat și ea niște mii de dolari, 3-4 mii pentru rolul ăla. A câștigat premiul Oscar, după care a făcut cu Clint Eastwood Million Dollar Baby. Om intrase într-o... Adică acolo se poate... e un sistem care permite genul ăsta de salturi. O zonă de premiere, apoi te duci și într-o zonă financiară, clar. Nu, vreau să spun că acolo oamenii caută joburi și joacă ce găsesc să joace și poți... merge într-o direcție, după care poți ajunge... Faci filme de artă, după care intri într-o franșiză de tip Marvel sau Super sau Spider-Man. Sau invers. Pe când aici, poate trebuie să fii mai grijuliu pe ce drum mergi, pentru că pe acela vei merge restul carierei și atunci vezi, Doamne, tu te compromiți și ajungi ca actor de artă într-un film de public, e o josnicie care nu ți corect. Se va ierta. Acum înțelegi ce vrei să spun, că nu merge invers. Da. Adică la noi poți să joci în câini și nu știu ce și nu știu ce și restul e tăcere, după care poți să fii în Clanul. Dar dacă faci foarte multe seriale de tip Clanul, Nețăr, Mungiu, Porumboiu, zic, bă, e foarte... Nu știu dacă așa merg lucrurile, dar cred că pentru mulți... Bine, tu ești o excepție care confirmă regula. Domnule, este un risc pe care mi l-am asumat pentru că în același timp tu faci, adică nu ca ai în istoric, a făcut în anul 2005 niște filme de artă și acum îl vezi... Omul a făcut filme de artă multe, după în puii mei care ai putut să zic că, bă, stai puțin, sketch-uri TV. Este sfârșitul acestui actor. Adică nu sketch-uri, te rog, orice umbre, orice clan, dar nu sketch-uri. Da. Că ai făcut după aia. Nici nu este același lucru, stai puțin. Aici chiar e așa, după, clanul nu e sketch-uri. Sketch-urile nu sunt normal, chestii pe internet. Adică întotdeauna se poate merge mai jos. Normal. Se poate merge mai sus, dar mai jos găsești. Până la urmă... mai jos într-un fel asumat. Că toți aia care creează sketch-uri TV, după care faci, nu știu, mici chestii pe TikTok, sunt chestii mai asumate. Este o chestie pe care o problemă și eu respect și situația asta. Există oameni împinși, cum se spune, de nefăcut, care ajung din disperare să facă lucruri pe internet și le fac cu atâta abnegație și cu atâta profesionism și încât ajung cunoscuți pentru treaba aia, dar oamenii au ajuns acolo printr-un proces foarte dureros. Nu e ca și cum omul a stat acasă și a zis, hei, cred că o să refuz rolul ăsta la Mungiu și o să duc pe chestia mea pe TikTok, pentru că mi se pare mai asta interesant. Cred, așa e calea, așa trebuie să nu urc. Merg așa, legat de actorie. Asta spun pentru cei care se uită, nu pentru voi care probabil că știți lucrul ăsta mai mult. Nu e chiar așa. Actoria e o chestie contextuală. Asta nu e o artă, în cazul în care o fi o artă, pe care o practici tu la tine în atelierul tău,
închis, domnule, am dispărut 3 luni, mi-am pictat tablou, am dispărut 3 ani, mi-am scris romanul, compun, lăsați-mă în pace, am închis ușa, nu vreau să te văd, nu vreau să te aud, nu mă interesează, uite, opera de artă. Actoria e o chestie care întotdeauna este contextuală, indiferent de dacă oferă, joci într-o pivniță, dacă faci joci la ProTV, oferă, dacă da. Joci la Mungiu. De ofertele de pe masă, așa cum trebuie, ce ai niște pe masă. Oameni care vin cumva și spun, băi, cred, chiar dacă e colegul tău cu care vrei să faci un, că nu faci nimic, ca și vrei să faci un spectacol în doi, trebuie cumva colegul tău să te gireze cu încrederea lui, că bine mai să facem. Crezi că are rost să facem așteptându-l pe Godot așa în pivniță la Codin Mati? Da, bă, hai să facem. Ca să înțelegeți puțin, noi vorbim așa oarecum în cunoștință de cauză despre industrie. Ca să înțelegeți puțin dimensiunea industriei noastre, niște cifre sugestive ar fi următoarele. În fiecare an în România se filmează cam aproximativ 15 lungmetraje pe an. Da. Să zic, nu știu, 20 de scurtmetraje care au bani, nu de alea, 20 de scurtmetraje plătite și... Zi 30, n-are importanță. Ai 30 și vreo 2-3 seriale, maxim, pe an, la care se mai adaugă în fiecare oraș un număr de spectacole de teatru și masa totală de actori e undeva peste 5.000 astăzi. Actori cu acte, nu aspiranți. Actori care au terminat o universitate sau o facultate de profil, care se consideră actori, fie sunt angajați sau nu, sunt liberi profesioniști, freelanceri și încearcă să reușească în această pseudo-industrie. În contextul ăsta, vă dați seama că rolurile după aia se departajează pe categorii de vârstă, în primul rând, adică din alea 15 lungmetraje, să zicem, sunt 7 roluri pentru bărbați între 40 și 50 de ani. Normal. 10 roluri pentru femei, 3 roluri pentru adolescenți, 2 pentru tineri de 20-30 de ani și așa mai departe. Deci cam asta e industria noastră, așa. Și din asta ai de ales. Da, atunci când ne întrebăm, domne, să facem și noi ca în vest, ca la Hollywood, să avem să facem, noi la asta ne raportăm și asta încercăm să creștem. De asta consider, și iertați-mă că fac această pledoarie, dar consider că un serial cum e Clanul are o relevanță extraordinară, pentru că dacă el e validat de public, atunci există șansa ca mai multe seriale de genul ăsta să angajeze mult mai mulți actori și mult mai mulți profesioniști din domeniu și doar prin creșterea acestor cifre industria se va dezvolta. Și abia atunci putem să o numim industrie. Da, adică avem atunci să începem să numim și noi e o breaslă, da. E o breaslă, da. Discuția e foarte complexă aici, dar... legat de ce ar trebui să numim industrie, dacă există o industrie, dacă nu există, ce ar trebui să se întâmple cu banii de la stat, ce filme ar trebui să se facă cu banii de la stat, ce înseamnă comerț. Corect. În România. Nu. Eu consider că e o mare diferență între un film de public, așa, da, o comedie de public sau nu știu ce încercare, thriller, polițist, habar n-am făcut dintr-o inițiativă privată și un film care cere, pentru că sunt foarte multe cazuri de impostură îngrozitoare, în care niște oameni care nu au niciun fel de merit se ascund sub această titulatură de film de public ca să căpușeze practic, să sugă niște bani de la stat, să spună, să anunțe că ei nu fac film de artă. Nu că ar putea să facă vreunul, dar așa, ei fac un film de public, un film de public care nu are public și care dispare după o săptămână din cinematografe și din memoria tuturor și dispar odată cu el și niște bani care se cheltuie cu ocazia asta. Corect. Și atunci asta nu mi se pare o chestie ok. Ca să înțelegeți, arta ar trebui subvenționată. Da, noi, arta trebuie subvenționată. Noi când am făcut Miami Beach, noi nu trebuia să fim subvenționați, pentru că noi ne-am declarat film comercial și am încercat să facem asta. Și dacă nu reușeam să facem din asta un business, înseamnă că din start ceea ce ne-am propus nu avea sens și nu trebuia să fim finanțați de absolut nimeni. Arta aia care nu face totdeauna, nu iese calculul, pe aia pe care nu iese calculul, aia trebuie un pic sprijinită și ajutată de către stat. Ca să poată să finanțează filme pentru a crea un patrimoniu cultural pentru România. Pentru că aceste filme, după 10 ani, ele intră în proprietatea statului. Exact. Și atunci, domne, noi finanțăm, dar noi avem aceste opere de artă, cum e, uite, am finanțat 432 Mungiu, un Pandor pentru România, Pandor acum pentru România este în patrimoniu statului și statul român se bucură de copia de standard, uite, asta e... Absolut, e ca și cum... Iar, ca să nu... Așa, dar foarte pe scurt, a nu se confunda această finanțare de către stat
cu tax rebate-ul, care ar trebui să existe o reducere de impozite, adică da, încurajez pe privatul ăla să-și ia banii din casă, da, să facă cash out la vreo 2-3 apartamente și să facă un film, da, prin reducere de impozite. Da. Aia susținem pentru orice film, da, total, atâta timp absolut, cât se face film. Nu este finanțare, e o diferență, nu, că lumea zice, păi și voi ați fost ajutați. Nu, nu este exact cum în IT, angajați în IT plătesc taxe mai mici ca să se sprijine industria IT-ului, ca să se dezvolte o industrie în IT, așa se... Așa ar trebui, nu se întâmplă, că nu s-a întâmplat. O chestie care, dacă ar fi mai bine înțeles, ar ajuta foarte mulți profesioniști din domeniu, nu e vorba doar de actori aici. De asta te-am chemat pe tine, Pepe, ca să povestim lucrurile astea și să punem și o față, știi? Da, exact. Este vorba de oameni care au micro-întreprinderi, oameni care închiriază echipament, tehnicieni, care din aceste producții străine atrase în România prin acest cash rebate ar putea profita. E vorba de o lănțuire întreagă de hotelierii, industria restaurantelor și toți cei care beneficiază și care încasează. Eu am participat la un astfel de proiect ultimul an în care s-au după care, de fapt, nu s-au luat banii, s-au judecat în ziua de astăzi, exact. Nu s-a întâmplat nimic, doar că... În Sighișoara, un astfel de proiect, derulat de niște americani și cunoșteam foarte mulți dintre oamenii de la tehnic veniți acolo, care, și în momentul ăla mi-am dat seama, oamenii câștigau bani, da? Pentru că se filma acel proiect în România, dar în Sighișoara toată lumea stătea cazată undeva, în Sighișoara toată perioada aia oamenii au mâncat în restaurantele din Sighișoara. Calculele sunt mai mari, după care se s-a creează... S-a făcut transport, s-a făcut... Dacă filmul e unul, cum a fost, de exemplu, acest tax rebate, funcționează în Noua Zeelandă, ca să înțelegeți, și Lord of the Rings, care s-a fost filmat în Noua Zeelandă, a creat după aia un turism extraordinar pentru Noua Zeelandă, pentru că toată lumea vrea să vadă acele coline, exact, locurile unde au venit dragonii, elfii, orcii și așa mai departe. Te duci, stai acolo în căsuța lui Frodo, te duci acolo. Game of Thrones a creat da, Game of Thrones la fel. O viziune pe termen lung care... Și România are un potențial uriaș, tocmai pentru că avem, de exemplu, zona cu Țepeș, Dracula, Mare Munte, tot felul de... Avem. Toate formele... Există, faci mâine un film necesare. Dracula nou, care rupe, și să fii convins că la Castelul Bran o să fie pelerinaj. Adică oamenii sunt în stare să vină să viziteze decorurile, pur și simplu. Spui, dom'le, aici s-a filmat Cold chestia Mountain asta și sunt și niște oameni care vin să vadă chestia aia, oricât ar părea de greu de crezut, așa se întâmplă. Deci s-ar pune în mișcare un întreg lanț de beneficiari, ca să zic așa. Da, mai departe, voiam să vă spun și eu ceva în legătură cu ce a spus Șerban mai devreme. Da, într-adevăr, alegi din ce ai pe masă. Eu, dacă nu am făcut și dacă am făcut doar filme comerciale, a fost că asta mi-au fost opțiunile. N-am refuzat niciodată un mugiu, un porumboi pe această cale, dacă băieți vreți să sunt aici, ați disponibil. Deci ideea este că, într-adevăr, am făcut și eu doar ce am avut și ce am... ce mi s-a oferit. La început am făcut roluri extrem de mici, adică am făcut și figurație specială în Las Firmiz. Nu știu dacă știi ce am făcut, efectiv, era un băiat care livra la ușă. Spun apropo de faptul că nu mă refuzam. Și cel puțin la început n-am refuzat nimic pentru că îmi trebuiau... Banii. Nu. Îmi trebuiau meciuri în picioare. Adică îmi trebuiau antrenament. Am făcut, nu știu, și filme de lungmetraj în care... Da, el a avut un delay enorm la gluma mea de... Un minut banii, aproape, nu? Da. Așa e el, dar până la urmă e... Nu, s-a prins, dar... S-a prins. Da. Putea să treacă așa. Am făcut și, uite, l-am cunoscut pe Șerban în... Alt delay, dar stai că și-a mai adus aminte ceva. L-am cunoscut pe Șerban într-un film în care el avea, bineînțeles, rol principal, Meda. Da. Partea nu confirm, mai fost lucrurilor. Acolo, în ploaie, în frig. În ploaie, în frig. Cu toporul așa, la picior. Da. Da, în condițiile în care am un film foarte, foarte bun, vă recomand să vedeți Meda dacă puteți, al prietenului nostru Emi Pârvu, că doar așa pe prietenie mai au și un rol. Zicea și Matei Dima, la un moment dat vorbeam cu el și îmi spunea, bă frate, tu îți dai seama că sper eu... să și dai pe prietenie, să nu fie doar să iei. Și dau pe prietenie, așa. Matei Dima zicea că, zice, bă, tu îți dai seama că eu am procentaj de castinguri luate 100%, că n-a jucat decât în propriile lui filme. Pe mine. A zis, bă, nu am jucat decât, nu m-a chemat nimeni niciodată, nu m-a deranjat nimeni, dar în castingurile organizate de mine le-am luat cu procentaj 100%, le-am organizat și apoi le-am luat și sunt singurul actor, cred că, din România care, într-adevăr, și eu am avut castinguri. E complicată chestia asta. Într-o bună zi, probabil se va... Eu cred că sunt tot așa niște reflexe încă de industrie, ca să nu zic de industrie mică. Suntem încă mici, nedezvoltați complet și atunci și principiile astea sunt foarte, foarte dure. Adică, băi,
ai jucat acolo, la arde-ți-l, gata. Principiile astea sunt valabile, da, doar cât vorbim de niște bani care nu sunt ai tăi. În realitate despre asta e vorba. Dacă tu faci un film cu bani de la stat, ești liber să ai principii, din punctul meu de vedere. Nu? În momentul în care faci un film din bani și treaba devine un business, apropo de principii, domne, stai puțin că tu ai jucat acolo. Nu, dacă decizia are sens din punct de vedere al business-ului. Nu, dar poate să aibă sens și din punct de vedere al artei și să... Da, da, acum... Acum încă nu se trec niște granițe, dar, dar nici măcar, stai puțin, să mergi la casting nu înseamnă că, adică tu nu ești chemat la casting. Da, nu ești chemat, pe asta din niște principii. Pe ce principii? Pe principii că nu amestecăm borcanele și păi că, să nu, cum că adică? Nu vreau să le amestec. Eu știu mai multe exemple de actori foarte talentați, păi da, dar dau care nu sunt chemați la casting cu tare sau cu tare, pentru când că... Când vreodată treaba asta a fost incompatibilă? Eu dau tot așa în sens artistic, între regizorii și actorii de referință all time, Cassavetes, da, care făcea toate filmele B, C, D, da, Hollywood, da, actor, da, și după aia făcea niște filme de nișă, da, de artă, da, americane, da, da, absolut, absolut, senzaționale, da, care sunt în istoria cinemaului. Nu, cred că vorbim amândoi despre același lucru, dacă să-l rezumăm, să nu să înțeleagă lumea. Ce? Vorbim așa, într-o industrie mare în care se mișcă lucruri și se câștigă și bani foarte mulți, aceste granițe atât de precise între ce înseamnă actoria de artă sau actoria comercială sau Cutărescu face numai filme de alea și Cutărică face numai filme de alea, sunt puțin mai ușor de trecut, adică oamenii nu sunt așa doar pe un singur drum și sunt exemple cu miile probabil. Un pic mai multă relaxare există, asta e diferența dintre, la noi încă e foarte încordată toată povestea asta. Hai să o relaxăm puțin și să dăm un vin de la domeniile Ostrov. Bravo, bravo. Zic să ciocnim pentru industria noastră, să se dezvolte. Pavlu înainte. Păi n-aș bea eu primul. Nu, să ți-l storn primul. Că mi-e frică să nu... Să nu, da, normal. Să nu fi pus altceva în el. Vrem să aflăm niște adevăruri ascunse. Da, 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 da. Nu, să fi pus un vin ieftin într-o sticlă scumpă, la asta mă refer. Da, să-i pun eu lui Anghel. Te rog, te rog frumos să faci asta, să mă ajuți. Măi, dar știți ce e o naiadă? Nu, spune-ne. Văd că așa știu, naiadă, domnul nostru. Ce este o naiadă? Nu, zin. O naiadă este o sirenă. A, zice din public, o doamnă zice că e o regiune. Stați jos, doamnă, patru. Așa, spuneți. Nu mai e o sirenă, asta este. A, o... de ce este și, da, uite. Noi știm să bem, dar noi știm să, da. Este un termen arhaic românesc pentru o sirenă. Aha. Naiadă. Naiada, da. Sau, o să-i spun lui fimea că fimea e nebunită cu sirenele. Da, tatăl, naiada. Ai avut relații extraconjugale cu naiade, domnul? Da, de unde știți acest termen? Îmi iese seara în cadă o naiadă și... Sau o... Stați, lubeți! Pentru? Cum se mai poate? Mai există un termen? Mai arhaic, un din sinonim la naiadă. Sirenă și naiadă? O zeitate feminină, așa, răzbunătoare de data asta, deși și sirenele cumva în mitologia greacă sunt destul de da, nașpa, da, sunt. Dar de pe partea slavă ne vine acest termen. Nălucă? Nu, o rusalcă. Hai, noroc. Rusalca face același lucru ca sirena. Ce zici, dacă să-l distribui numai în filme... Cu potențial arhaic, ca să zic așa, în limba rusă. Revin la întrebarea și dumneavoastră. Revin la întrebarea mea în care am divagat în asta în cinematografie și am pornit furibund pe treaba asta. Cum ți se pare clar? Tocmai de asta te întreb, pentru că ai făcut aceste filme. Uite, unul care toată lumea în online face o paralelă între Clanul și Umbre. Da, păi... Adică ne spun, mamă, e același gen de film, nu știu cum, așa. Cum îl vezi tu? Care sunt asemănările? Care sunt diferențele? L-ai jucat în amândouă. Clanul este un proiect mai mare anvergură decât Umbre, mai... Și este ca și cum ai turna și niște povești de dragoste în Umbre, așa, niște... Corect, corect. With some love. With a twist. With a twist. Corect. With some mother love. Și mie mi se pare că Clanul a fost un pic gândit mai comercial decât Umbre de la început. Adică au fost aduse elemente de public mai multe. Da, în mod conștient, să zic așa. Conștient, de fapt, da, pe nu, în mod conștient. Nu cred că Umbre nu își propusese să nu fie de public, dar... Nu, da. Cred că în Clanul există în mod conștient o privire mai orientată spre public și nu
întâmplător. Sunt adică două diferențe majore, dacă te rog, așa cum le văd eu. Prima diferență ar fi că Umbre, fiind un produs HBO nu e o televiziune comercială, exact, în sensul clasic, nu e pe cablu, e o televiziune pay-per-view și, de fapt, publicul adunat e mult mai mic. Și, mă rog, de fapt, dacă e să faci un demografic, să înțelegi cine e publicul HBO, e un public care își permite să plătească suma respectivă pe lună, e un public care un pic mai nișat. Da, care o să se schimbe și el. Se va schimba. În mod cert. Toată lumea chiar se vizează masele ca acolo. As we speak. În mod cert. Dar nu, atunci, pentru că la vremea lui, au început să însemne altceva. La vremea lui avea un public mult mai de nișă. Da, așa și e. Numeric vorbind, mult mai mic. Da. Adică nu știu dacă audiența totală Umbre a avut 100-200 de mii de oameni. Nu cred, sincer. Cred că el cumva a continuat să fie, eu simt așa, după cum stau de vorbă cu oameni care l-au văzut acum, nu știu, o lună sau acum, da, o săptămână. E un produs cult. Adică la un moment dat devine așa și te uiți și zici, da, știu de Umbre, am auzit. Hai să mă uit și eu. Da. Da. Da, da. E, pe când avantajul și platformei de streaming, că de-aia e bine că clanul e și pe Voyo, da, că da, îl poți vedea oricând, numai te condiționează ziua, fapt, ora. Pentru mine pariul mare cu clanul e ăsta, poate influențat de experiența asta de platformă, viața lui pe platformă. Adică viața lui și după ce se termină propriu-zis difuzarea. Da, Șerban, pentru că tot, de exemplu, că tu poți vedea sezonul 1. Da. După oricând, ce sezonul 1 nu se mai dă la televizor și cineva se apucă de clanul, cum spuneam, băi, gata, mă apuc acolo, cred că și din punctul ăsta de vedere cred că are un aliat foarte important și, de fapt, nu un aliat, face parte din, e un scenariu mișto, clanul, ca să răspund în sfârșit la întrebare, aș începe cu chestia asta, e un scenariu peste, zic eu, orice alt scenariu care s-a pus vreodată în operă la o televiziune din România. Scenariul e beton. Primul sezon eu l-am citit așa, nu mai știam ce joc, cine ce joacă, citeam, dădeam paginile, băi, ce se întâmplă, băi, și când vine, băi, și când, uite. Ei, asta e o chestie, în momentul ăsta, să mai ajungi să urmărești așa, e mare lucru. E un scenariu strong, ca lumea. Bravo, pentru Angel, bravo, Lia. Pentru actorii, cel puțin, este o chestie întotdeauna, ca actor, la televiziune, da, deci dacă nu te filmează cineva așa 3 ore cum mergi pe un câmp de maci mânând o capră, dacă era, întotdeauna actorul se va uita la vorbe. Nu neapărat la vorbe, la vorbe și la ce are de jucat, cum spunem noi actorii. Ce are de jucat înseamnă, băi, am o schimbare, am și eu o latură mai ascunsă pe care la un moment dat o scot, așa, tranziție, se întâmplă ceva cu mine, aflu că tata e mama și că, de fapt, tata e mama, pentru acum e foarte la mod, aflu foarte bun. Că tata e mama și că, de fapt, cafeaua avea zahăr și eu v-am rugat să n-aibă și eu am diabet. A, da. Și, nu, no, glumeam, no, glumea. O moarte în direct e tot ce ne lipsește. Eu cred că asta v-ar ridica. Puțin, da. Bă, cât cât acolo, știi, s-au mai uitat încă 10 oameni. A murit la mijloc. Da. Cât au făcut în plus, știi? Bă, s-au mai uitat încă 10 oameni, se pare. Dar ce spuneai tu e important și pentru că, uite, toți prietenii mei nu l-ar fi urmărit poate luni la 8 și jumătate. N-ar fost în casă, n-ar fi, știi, dar afând și varianta de streaming, bă, ne adresăm și bulei noastre de oameni care poate muncesc, care poate sunt la teatru în seara aia. Asta e o discuție care probabil necesită un podcast întreg și nu cu mine. Cred că nu mai poți scoate streaming-ul din discuție din momentul ăsta. Da, adică este ceva ce în 10 ani, într-adevăr, va deveni norma, piața dominantă. Acum televiziunea... Noi fiind ușor în urmă, în realitate în afară e piața dominantă, pentru că acolo se investesc banii cei mai mulți. La noi încă în televiziune se investesc, nu streaming, dar în 10 ani de zile și piața noastră va cunoaște această realitate a streamingului, va fi, adică se va accesibiliza totul, vor fi pachete incluse, îți vei cumpăra un televizor, vei avea acces la 7 platforme de streaming imediat de în preț, adică sunt convins. A gândi în termenii ăștia, poate că ai mei se uită la ora la care se difuzează serialul și pentru ei îmi dau seama că e o chestie generațională din motivul ăsta, oamenilor le face plăcere să-și facă programul obicei, după anumită oră. Pentru mine, stai, îmi spune taică-mi, băi, dar eu vreau să fie la o anumită oră și să mă pregătesc să mă uit la
episod, în timp ce tu te gândești, băi, nu, oricât aș vrea, oricât aș iubi un produs, că am întârziat un sfert de oră și am pierdut un... Dă-mi-l, domnule, pe ceva și ți-l văd pe tot, mă uit eu la jumate într-o noapte, după aia mă uit săptămâna viitoare când mai am timp la aia și îl văd și îmi place, dar nu mă poți obliga să mă uit la 7 și 10. Că am treabă, lucrez, mă mișc, mă duc, mă nu știu ceva, ce. Da. Asta e diferența. Adorm de oboseală dacă e un episod mai lung. Pentru mine ăsta e fenomenul cel mai important pe care l-am prins, ca să zic așa, în viețile noastre profesionale. Această translare spre platforme care e șocantă. S-a întâmplat într-un timp foarte scurt, de fapt. Când am văzut prima dată actori de serie A, cum li se zicea, nu știu dacă mai există, actori de Hollywood în seriale, așa, pe stream, în seriale, atunci am știut că, băi, se întâmplă ceva. A fost Kevin Spacey, cred că, cu, nu? House de of Cards, acum, da, istoricul House of Cards, House of Cards și formă, istoricul Kevin Spacey. Și istoricul Kevin Spacey și cu... Cum s-a chemat? Cu Matthew McConaughey și Woody Harrelson. True Detective. De fapt, atunci mi-a picat mie fisa. Când am văzut True Detective cu ăștia, băi, stai, se întâmplă ceva. Chestia asta nu se întâmpla. Chestia asta nu exista. Și eu am avut, nu mai țin aminte la ce. Cred că ai două staruri de mărimea asta care joacă într-un serial TV. Stai puțin, dar... Pentru că pentru mine, eu așa și spuneam, un serial TV. Chiar dacă era pe platformă, da, e bine, normal, e pe platformă. Că... Și pe urmă, într-un timp foarte, foarte scurt. De fapt, ficțiunea, și asta, ca să revenim la Clanul, pentru că reverberează până în televiziunile astea comerciale, pe post, ca să zic așa, ficțiunea mare, ficțiunea... smart, povești mai sofisticate, chestii istorice, s-a mutat ușor, ușor pe... Pentru că, pentru a cita din alți prieteni apropiați, nu mai am ce să văd la cinematograf. Sunt aceste franșize care se tot multiplică, se ajunge la... Da, în schimb, conținut bun pe streaming. Da, și dacă vrei să vezi un film despre un serial, iată, despre un spital victorian din secolul XIX, o să-l vezi pe o platformă. Și asta este o chestie care înainte să te duce la cinema ca să vezi decoruri, dincolo de actori sau nu știu ce, decoruri mai, da, așa, da, costume, o documentare de producții epocă. Producții scumpe, pe care nu și le permiteau ei la alții. Pe care la TV, băi, la TV nu avem ce să facem, ne mai ieșim și pe afară, pe stradă, ne mai urmărim, dar nu pot acum să fac Roma. Dacă mai țin Roma, da, primul Roma. Da, pe Roma am înțeles clar că, băi, gata, acum... Pentru că, de fapt, nu e un serial, e un film foarte lung, documentat într-un... E o documentare enormă, nu poți să faci chestia aia așa, că se apucă să scrie la masă niște întâmplări. Tu trebuie să te blindezi când faci așa ceva. Tu îți dai seama cum a schimbat jocul pentru scriitori, da, care trebuia să scrie ceva de o oră jumătate, da, două, și acum le-a spus, dacă ai o poveste de 8 ore, scrie-o. Da. Eu o să o fac. Da. Great! Da. Știi? Și adică, iarăși, din perspectiva globalizării, unde tu vezi că aceste platforme au adus în față niște produse vorbite în alte limbi, la Casa de Papel spaniolă, da, Fauda, da, în Ivrit. Ivrit și și mai sunt și altele. Da, foarte multe. Și ne-am uitat la Squid Game în coreană, da, și o lume întreagă s-a uitat. Asta spun, și ne-am uitat în... Și lumea, apropo de ce, lumea merge Coreea de Sud, uite-ți, știu eu niște persoane pentru că a existat acel serial. E bine, e rău, nu contează. Oamenii s-au gândit să meargă în Coreea cum, de Sud. Ca să facem paralela, cum făcut. Vlad a fost vândut în Coreea de Sud și s-au uitat niște sud-coreeni la serialul Vlad. Bulgaria. Sau în Bulgaria, dar Bulgaria e mai aproape. Zici, băi, aici. Știu, dar tot e o altă limba. Dar chestia asta va fi din ce în ce mai prezentă. Eu, ultimul... Nu știu dacă e ultimul, dar mă rog, nu știu cum se cheamă, să nu mă întrebați. Am urmărit un serial întreg islandez. Pentru motiv, oricât ar părea de superficial, pentru că era vorbit în islandeză. Pentru că nu, deci vroiam să scap de acest univers atotputernic și omniprezent anglofon și vroiam, care sigur era un serial pe rețetă, dar faptul că se întâmpla în Reykjavik și pentru că aia vorbeau, arătau așa ca Maticiuc, cu privirile astea... Mici grași, blonzi. Ce o să se întâmple, te omoară, așa, și că vorbeau în islandeză, mi se părea extraordinar, înțelegi? Dom'le, în islandezi, uite niște islandezi care vorbesc chestiile lor de mafie islandeză. În primul rând vorbesc, adică, vorbesc, wow. Da. Și la fel, au tăiat o capră. Da, au sacrificat o capră. Și recomand un serial, iată, ăsta l-am văzut ultimul, Snabbakesh se cheamă. Snabbakesh e un serial fantastic filmat, e pe Netflix, vă puteți uita, este suedez, este bridge. Bridge, adică cel puțin pe partea de cameră e ceva, n-ați mai văzut.
Snabacash. Snabacash. După clanul, bineînțeles. Da, după clanul. Uitați la clanul, uitați clanul și după aia la Snabacash. Nu, dar sunt convins că lucrurile vor merge în direcția asta și sper din inimă ca cineva dintr-o țară să se uită la clanul și să spună, băi, mă uit, măcar pentru că e vorbit în altă limbă. Dar eu cred că e mai mult de atât. După scenariu, cred că vine distribuția. Persoanele de față se exclud. Cred că stăm bine pe distribuția asta. Avem lot bun. Avem lot bun, și da. Și echipa 1 și rezervele. Da, și nu, e mișto și de data asta servim tineri, servim pensionari, servim pe toată lumea, avem... Servim pe toți. Avem profesioniști, neprofesioniști. Da, e un melanj foarte interesant și mie asta mi se pare că faptul că acest cast pestriț și eclectic a reușit să își formeze o armonie, pentru că sunt stiluri de joc diferite. Pe asta, ca regizor, e extrem de complicat. Știi, de exemplu, cum... E și ofertant? Ba da, dar în același timp e tot timpul, când ai doi actori care au același... limbaj, ca să zic așa, același mijloc, același tip de mijloace, ei imediat creează o conexiune. Când ai actori, de exemplu, cum e domnul Mihăiță, care are, el e un actor cu greutate, un actor din altă modă, personal. Școala veche, școala veche, școala veche, domnule. Și vine cineva, de exemplu, care școala veche, cum e domnul Mihăiță, l-ai văzut, stă într-un colț, învață textul, stă, e în bula lui concentrată, după care îl pui în secvență cu Pepe, care e ce faie, opa, opa, dar la acțiune... Da, faci tot felul de chestii, avem tot felul de idei cu tine acolo. Dar la acțiune este acolo și în momentul în care îi pui împreună, e un risc. E, aici toată treaba asta s-a condus așa foarte armonios, aproape de la sine, știi, și au găsit așa un limbaj comun și e, nu știu, te uiți așa ca la un fenomen meteorologic, nu știu, te uiți și zici, uite, a venit soarele, știi, a venit vântul, te uiți și... Efectiv... Eu cred că există și o doză de șanse enormă, aici lucrurile au mers bine, cu distribuția s-a armonizat și sunt... Cu cine mai jucase înainte? Cred că cu Sergiu Costache, da bineînțeles. Mădălina Craiu, dar cu Mădălina nu am mult aici și cu Marian Olten m-am mai jucat, dar da, cu ei trei. Nu jucasem niciodată cu Carmen Tănase, mi se pare o chestie excelentă, adică pentru mine sper să joc mai mult în viitor cu ea, nici cu Mihăiță, nici cu Denis n-am... Cu Ivașcu? Cu George? Da, cu George Ivașcu, care mi se pare o... Televiziunea îți dă posibilitatea asta, totuși până și chestia asta nu poate să nu-ți placă. Dacă ești actor, nu știu, poate... Poți să renaști într-o altă dimensiune, nu știu cum să te... Deodată înflorești într-o zonă în care nu, nici tu nu... Se tot vorbește de chestia asta și nu vreau să-i dau mai mult decât merită, că nu e așa, vreau să zic, televiziunii, dar e interesantă chestia asta. Uite, la Umbre, de exemplu... Dorel Vișan. Lasă pe Dorel Vișan, Ștefan Velniciu. Da. Dom'le, mă oprea lumea pe stradă și vrea, mamă, mă umflam și eu în pere, mă, da, domne, cu serialul Umbre, da, zic. Și, domne, lasă, domne, Neapuiu... Domnule, cel mai tare, să-i spuneți că e cel mai tare, să-i spuneți, domnule, că e cel mai tare borfaș pe care... Ștefan Velniciu, care este în viață, pentru cine nu-l cunoaște, așa un gentleman perfect, omul este opusul a ceea ce joacă. Un aristocrat, era profesor în facultate și era renumit, asta trebuie să povestim. Educația austriacă. Neapuiu din Umbre era profesor la facultate și în primul an își întâmpina studenții un șpagat la Jean-Claude Van Damme. Deci erau două scaune, el făcea șpagatul și spunea, uitați-vă la mine, am 70 de ani, îmi întrețin corpul perfect, fac șpagatul. Ăsta era Neapuiu, ca să te gândi și băiatul de adică e fabulos. Felul în care vorbește Ștefan Velniciuc în viață, felul în care se prezintă, felul în care dă mâna cu tine și stă la o cafea. Dom'le, un aristocrat. Și a ajuns prin casting, adică eu mi-aduc aminte foarte clar momentul de casting, pentru că se tot trebuiau să-i potrivească, să ne potrivească între noi, așa, și mă, tot cheamă ăștia, mă, eu n-am nicio legătură cu chestia asta, ci evident că n-am, ci așa mă, bă, au chemat acum ca să mai dea și el casting cu mine, când e clar că nu o să fiu eu, că ăsta fiind un tăietor de ăsta, un fel de naș în rele al lui Relache, adică bețiv, afemeiat, știu, groaznic. Și-a luat omul rolul și mă gândesc cum o fi început să filmeze, cu ce încredere...
Și a fost o chestie extraordinară și măcar pentru asta mie mi se pare fantastică televiziunea. Câți n-au fost acolo remarcați actori pe care eu îi știam? Dar acolo au fost remarcați, Costel Cașcaval. Da, da, adică da, acolo da, a fost, na, Laurențiu Bănescu. Bănescu? Da, Laurențiu Bănescu, ce bun, ce rol. Și eu l-am acolo, nu știam. Pe Costel Cașcaval mă știam din Meda, măcar chiar îl remarcasem în Meda. Nu, Costel e un actor care a jucat și este un actor foarte... Da, și, avut... și o forță așa, adică e... Foarte și, bun. Și nu, foarte și nu off-camera, adică ți-mi minte că la cazare, se, când da, vorbea, da, se ridica în picioare. Da, da. Bă, de câte ori, deci vorbeam toți așa. Asta și când ajungea cuvântul la un simbol al forței cunoscut. Dacă vorbești, ridici în picioare, se știe că e o forță. Vă rog să rămâne așezat, să nu ieșim din cadru. Dar dacă suntem la asta cu castul, cu castul clanul, cum a fost să-l aduci pe băiatul tău? Adică hai să vorbim de castul clanul, da? Înainte de asta vreau să precizez că a fost un proces lung și chinuitor pentru că am dat casting, oameni buni. Deci m-au chemat la casting și m-au frecat cu castingul. Nu vă imaginați că se primește ceva... Pentru băiat? Nu, pentru băiatul aici de față. Da. Deci băiatul... chiar dacă mi-a fost tată la debut... Tată, dar... Dom'le, l-am trecut prin niște brânzări pe bani. Da, nu, pare așa și că nu e adevărat, dar chiar așa este. Deci da, așa am fost la casting de... Nu o să mai scăpăm noi de castingurile astea, pentru cine își imaginează că ești actor cunoscut. Bine, ca să facem... Îți țârâie telefoanele și... Ca să spunem despre ce e vorba, da, toată lumea știe că Pepe e un actor fabulos. Acum când dai casting, dai casting odată... Bun, dai casting pentru actorii pe care nu-i cunoști, să-i vezi, să-i descoperi, să vezi dacă, dar și actorii pe care îi cunoști, trebuie să vezi în ce măsură reușesc să se încadreze în convenția propusă de tine prin rolul respectiv și în ce măsură se potrivesc cu ceilalți actori, da, pentru că întotdeauna despre asta e vorba, despre întreaga distribuție. Exact. Dacă Comisarul Costoiu e Pepe, automat asta te obligă să te duci pe celelalte personaje într-un fel sau altul. La fel cum se întâmplă de fapt peste tot. Deci nu e să nu vă imaginați că la casting se testează abilitățile actoricești ale lui Șerban Pavlu. Toată lumea știe, are atâtea filme încât dai play la două și te-ai lămurit că e un actor uriaș. Dar sunt domnule uriaș. Ai 1,91 m, super uriaș. Da. Ești, ai 45 la picior. De ce vorbim aici? 46. Ce vorbim? Picior mare. Deci încă o paranteză, copilul Tudor este de fapt copilul lui Șerban Pavlu. Da, copilul, personajul principal copil, a fost, cum să spun, asta emoționant, nu pot să... A dat casting și el? A dat ceva. A dat casting? L-a luat puțin la întrebări. A dat casting. Da, da. Na, acum, dacă era bâtă... Dacă complet, era mut sau cred că se emoționa și cum a venit, mă. Povestește cum a fost în ziua când a venit să dea casting, cum a venit el direct la cine e regizorul. Trebuie să le povestim. Da, nu, Nicolae, filmul are niște momente de-astea de dezvoltură care ne sperie și pe noi... Și a ajuns acolo unde trebuia să... La filmare, adică unde făcuseră baza și în pauză urma să-l vadă. Se filma altceva și când a venit a început să umble pe acolo, dar fără să desprinză bine și de maică, să zice, tu ești regizorul? Tu faci asta? Nu pot să nu, cred, da? Câți ani are? Păi o să facă 8 în curând. De ce are 7? Dar, 8, da, mă rog, a fost, nu vreau să discutăm acum așa, vai ce copil de inteligent. Mamă, dar vreau să povestești, este... adică bun, deci ți-a dus la regizor, cine era regizor atunci, Milo sau Angel? Angel. Și te-a certat, ți-a zis, tu faci nu, el asta? Căuta regizorul. Ca și să știe... Ca să înțeleagă, știa că regizorul rezolvă, adică el rolul va fi la regizor. Da. Și căuta, tu ești, bun, cu tine stau, știi? Și era acolo cu mine, adică eu eram fix la masă, știi? Stătea acolo, nu avea nicio legătură cu părinții lui, adică el era actor pe picioarele lui, separat, n-a venit, n-are treabă, după care și a venit și cu sora lui, care e puțin mai mare și asta a fost haios, a dat proba și mă rog, era foarte bun, mi-am zis, să știi că tu o să fii și a zis, trebuie neapărat să-i spun surorii mele, mă duc să-i spun că am luat rolul, că joc în... era această rivalitate de familie, știi, și trebuia să... Păi are cu sora să are... Da, e război de clan acolo, da, nu e... Da. E concurență. Dar a fost foarte satisfăcut după ce a filmat și acum spune tuturor că el a jucat în chestia asta și că, mă rog, e și personajul principal. Apărat din primul episod. Da, și se spune, adaugă chestia asta, că el e personajul principal. Normal. Tânăr, dar principalul tânăr, nu... Normal, el e Tudor din clanul, da. Dar ai văzut ce seamănă cu Denis? Da, seamănă. Incredibil. Seamănă. Da, poți să crezi. Eu chiar cred, ăla e să pare că e un pic lionțat, dar într-adevăr seamănă, adică are aceiași ochi, aceiași, nu știu,
structura feței. Da, sunt bine găsiți copiii și celălalt copil se da, cum are. Bine, cu... bine, bine, bine de tot. Cum are. Dar spune-mi, te rog, și-a dorit el asta? L-a împins vreun pic? Ai zis, tate, uite, nu, avem un film. Nu, cum, nu, cum nu. A venit? Adică cum te-ai dus acasă? Bă, mi-au propus ăștia sau tu ai zis, bă, nu vrei să... Da, l-am întrebat, mă știu cum a fost discuția, dar nu, nu, eu nu am o... Nu, nu fac așa un cult din chestia asta acasă, din actorie, teatru, film. Eu știu cu ce mă ocup, au mai venit și la teatru așa, dar încerc să, pentru că asta e un miraj cumva, mi se pare, mai ales acum, mă rog, sunt foarte mici, dar mai încolo, nu știu, un adolescent poate foarte ușor să se lase cuprins de patima asta pentru, wow, actor, actorie, teatru, da, faimă, wow, ce mișto, cam bam, faimă, așa, așa, și pe urmă să se lovească de realitate, cu capul de bara de sus, de pragul de sus și să... Așa că, acum, nu știu, să fiu sincer, nu m-am gândit dacă vine unul dintre ei la mine și spune că vrea să facă actor, dar nu cred că m-aș bucura foarte tare. Nu m-aș umple de... entuziasm. Deci cum a aflat de clanul? Tu i-ai spus că... Adică cum ați Nici... aflat? A, nu, Domnica! Domnica, Domnica a zis, da, ai, da, 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 da. Băiat, n-ai vrea să dea da, pentru... Cu amândoi, amândoi au dat pentru lucruri diferite și... Căutam copil. Căutam copil, zis, da, da, da. Cu băiatul să încercăm și... Da. Și băiatul și fata au dat? Au dat, dar... Și fata n-a luat sau ce? Păi nu, pentru că... Nu era asemănare fizică. Nu era asemănare era fizică. Foarte bună actriță, dar nu... Și despre asta e vorba, apropo de casting. Da. Despre anumite... La da, un dat, exact. Trebuie să fii... Bă, ăla e personajul adult, ăsta e personajul copil. Foarte bună, dar e blondă, cu ochii albaștri și... Exact. Unde? Ce faci? O vopsești? Nu era... Voia să fie Vera Mică. Da. Ah, ok. Și ori Vera, ori Vera Mică, ori sora, rolul Mădălinei. Și da, Mădălina e brunetă cu ochii negri. Mădălina, pentru Mădălina, da, pentru Mădălina era, pentru de Ilinca, asta nu se putea, da. Și ea e blondă cu ochii albaștri. Și nu se putea, spune, nu ai cum să fie asta mică. Și s-a... Dar ocazia cu care le-am explicat, uite așa mă duc și eu câteodată, da. Și degeaba mă duc, că da. Spune, băi, n-ai, e ok, dar nu e ok, știi? Și Nicolae a trecut de mai departe și... Dar, mă rog, el a fost foarte entuziasmat și la... Când s-a dat la sunscreen în Piața Mare acolo, primul episod, l-a oprit cineva după aia, a venit o... Acum nu știu dacă râdeau sau să-i facă, dar mă rog, erau niște străini nu de noi. Nu contează. Și a zis, ai jucat foarte bine, pot să-mi fac și eu o poză cu tine și ăsta nebun, pur și simplu, s-a, l-am ce văzut. Ce bună, trebuia să o faci tu dacă știi. Părea că se umflă, părea că e o gogoașă care se umflă cu aer cald, adică, da, și-a stat. Eu am o întrebare. Da. E conștient că a câștigat bani? Da, da, da. E conștient, știe cât? Știe cât, banii sunt ba la el, ba la noi, ba la el, ba la noi, pentru că din când în când ni dă pentru ceva. A, e așa, o sumă, da, și da. Spune, deoparte și da, faceți asta cu ea. Da, cam cum au și ăștia de la bănci banii noștri, cam aceeași da, chestie. Da. Și ne spune, dar ia, luați de la mine banii, ne mai aude vorbind despre... Dar luați de la mine pentru... Păi zic, iau de la tine din bani. Da, da, ia de la mine, zic, bine, ți dau înapoi, mi-ai dat bani, cum se trece, băi, mi-ai dat bani înapoi, da, stai că ți dau. Ok. Da, da, da. Da. Ți-am dat înapoi. Da. Vreau să o spun cu mândrie că Nicolae, personajele favorite al lui Nicolae sunt eu și cu Pelican. Da, ca să, da, ne-a zis e. La final, după, da, după prima vizionare la, în piața da, acolo la sunscreen, da, la Piața Ovidiu, a venit da, și ne-a zis, mie de da, voi îmi place, ca să știți. Da, adică, păi ai văzut că aveți, nu, nu, ne mai zici și nouă după aia, dar da. Da, ne-a zis omul în față, ia, bă, da, tu și cu ăsta, cei mai da, buni, ăsta care da, fac da, ce-ți asta. Dar George Ivașcu, da, mi se pare că face o chestie absolut neașteptată, nu l-ai văzut undeva până acum făcând chestia asta, da, mi se pare o chestie extraordinar de mișto, extraordinar de mișto. În viața unui actor, să ți se întâmple da, treaba asta. Da, asta e una din condițiile principale. Se poate întâmpla la 75 de ani da, să primești ceva da, total neașteptat da, care să-ți schimbe da, cât a mai rămas din viață, nu știu, da. De actor, da, 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 da. Cum în teatru, de exemplu, era... Cum adică cât a mai rămas? E tânăr, George Ivașcu. Nu, da, la 75 de ani, am dat un exemplu. A, ai dat un exemplu. Bă, George, e tânăr. La 75 de ani te poți trezi, deci n-ai făcut, de exemplu, cum era pe teatru un actor care există în continuare, Țâcă Cojocaru, Constantin Cojocaru, care da, până da, pe da, la vreo 65-70 de ani n-a jucat mare lucru, adică nu era un actor vizibil în teatru. Eu l-am cunoscut în Hawaii. Da, în Hawaii, făcut, da. E, pe la 65 da, de ani a fost așa un declic și a început să joace în tot, deci da, eram cel mai jucat actor de teatru. Ce tare. Și zici, domnule, uite, îți dai seama cum până la 65 de ani, știi, a făcut roluri mici, secundare, da, mai figurații. Asta e o chestie care iarăși ține de...
pro și cons legate de viața de actor. Ți se întâmplă la 25 de ani și ai pierdut-o la 35 sau habar n-am, sunt și cazuri de-astea de vedete, inclusiv la noi, au strălucit în prima parte a carierei, după aia au dispărut și apoi alții care pur și simplu erup în a doua parte a vieții. Dar eu nici măcar la asta nu mă refer, ci la pur și simplu la un actor cunoscut cum e Ivașcu, dar care face aici o chestie care, băi, te uiți și așa, e o plăcere să-l vezi. Și mi se pare că chestia asta este în sine valoroasă. Dincolo, poate fi într-un film, poate fi într-un serial, poate fi într-un spectacol de teatru, actorul ăsta face ceva excelent și pentru mine dorința mea cea mai mare ar fi să se întâmple lucruri bune actoricești în produse populare, dacă mă pot exprima așa, nu știu cum să zic. Pe care să ajungă la cât mai mulți oameni. Da, în România măcar, să știi că niște milioane de oameni din țara asta văd un lucru bun și cad de acord că cine e bun. Cine e personajul tău favorit? Personajul de față se exclud. Ăsta, Bebe Măcelarul e. Bebe? Da, da, mi se pare tare. Dacă așa, în sens ideatic, dacă ar fi putut să alegi, să zicem că te-ai fi potrivit și fizic, ai fi ales rolul lui Bebe? Da. Da? Da. Da. Deci tot pe mafie vreau. Nu, da, tragi în zona bună. E un rol extraordinar. În general, negativul e mai ofertant. În general, negativul e mai ofertant decât pozitivul. Este mai ofertant, dar ăsta e un anumit rol negativ. Adică mi se pare că e mișto. Foarte mișto. Da. Doar că tu ai, uite, apropo de ai blestemul Relu, adică nu puteai să vii să fii tot kind of Relu, știi? Adică... Nu, da, îl fac și eu mai încolo, peste niște ani. Peste niște ani trebuie să fii... Mă rog, nu mai stai așa tânăr, gata, s-a dus tinerețea. Dar spune-mi, te rog, când urmărești un film, serial, whatever, ce simți tu că pentru tine contează cel mai mult? Care element? Scenariu, scrierea, povestea, actorii, regizorul, regia? Nu, mă uit fără să vreau la actori, că na, e o deformație profesională, mă uit și mă impresionează și dacă există ceva ce mă atrage la jocul cuiva... Filmul câștigă foarte multe puncte. Dar cred că mai ce mă emoționează cu adevărat, ce mă... sunt lucruri care țin pur și simplu de specificul cinemaului. Și specificul cinemaului nu e povestea, specificul cinemaului nu e scenariu. E o proastă, din punctul meu de vedere, definiție, adică, domne, povestea filmului, domne, spune ce se întâmplă. Povestea poți să o și citești până la urmă. Îți dau o poveste, o citești, e mișto. Deci nu, și nici cuvântul rostit nu e specificul. Specificul cinemaului e ceva ce poate face doar cinemaul, ceva ce ține de imagine, de durată. Și am început din ce în ce mai mult să mă uit după lucrul ăsta, adică ceea ce face cinemaul și nu poate să facă teatru sau nu poate să facă literatura sau nu poate să facă muzica. Felul în care le reunește pe toate. Felul în care se succed niște imagini, felul în care se ritmează un film, felul în care îți vorbește prin ceva specific doar cinemaului, care, repet, e imaginea, de fapt, imaginea în mișcare și cât durează o anumită imagine și cum se... Okay. Asta îmi place. Nu știu ce exemplu să-ți dau, că... Nu, dar cred că înțeleg. Dar cred că asta mă... Pentru mine, de exemplu, e povestea. Adică dacă e foarte prost jucat și prost regizat, știu. Și nu știu, dacă povestea e senzațională și premiza la început zic, bă, aș vrea să știu. Vine, spune, eu nu știu ce e, sau... Anumite produse n-au cum să... n-ar avea cum să trăiască fără chestia asta. Adică e imposibil să te uiți la un serial dacă scenariul e slab. Nu se poate, e imposibil. Da. Și cred că în televiziune va prima întotdeauna povestea. Poveste. E mai important decât orice. Cred că asta e lucru care cumva ține omul lipit de... Eu restul pot să le iert cât de cât, dar dacă povestea nu e, mi-e greu să... De-aia te poți uita, că eu nu cred că dacă te uiți la un serial corean, tu percepi integral jocul. Nu. Nu, chiar era un stil care cel puțin la Squid Game, adică până m-am obișnuit cu ei, mi se păreau falși, nu știu cum să zic. Absolut, adică, pentru mine. E altceva și asta spune foarte mult despre... Eu percepeam ca un joc foarte gros, adică ceva îngrozitor. Așa și este, pentru că e altceva. E altă convenție. Altă convenție. Pur și simplu, adică și în... nu știu, jocul francez de jocul american se diferențiază, dar rămite ceva care e de la extrem, știi? Și atunci, într-adevăr, va rămâne în prim plan șirul întâmplărilor, narațiunea, dom'le, cum, ce se întâmplă.
Și este mult mai important decât credem și mult mai structurat cumva pe o schemă chestia asta, fiindcă întotdeauna te atrage și acum și ca profesionist mă face curios o anumită răsturnare de situație, se petrece într-un anumit moment și cum e spusă povestea de fapt ține tot de arta asta, adică bun, ai un episod de X minute. Când, în ce minut se întâmplă cu tare chestia asta? Corect, e o chestie, care ține de structură. E aproape matematic. Da, știi, când trebuie să intră ăla ca să mă prindă. Este. Da. Și după aia, evident, e umplută cu chestia asta, cu actori, care dacă merg, îți... Eu oricum o consider o chestie mai subiectivă decât... Adică dincolo de poveste... Pur și simplu, eu accept din start ideea asta, că ție poate să-ți placă de cineva, de care mie nu-mi place și eu mă uit cu tare, mai ales la inflația asta de produse, așa, da, mă uit la ăla pentru că mă pasionează pe mine actorul ăla. Sau felul totul care... e relativ și subiectiv, dar mi-e arta. Da, adică mie îmi place foarte mult chestia asta, adică pentru mine contează enorm. Enorm. Mă uit și mă și bucur când cineva spune, dar mie nu prea îmi place. Bine, pentru mine experimentele cele două, aia cu imaginea, culoarea și cea cu sunetul, dacă le știți, niște experimente pe YouTube, una cu o rochie și culoarea rochiei, dacă este albă cu auriu sau mov cu nu știu ce, și mai este un sunet tot așa, care e auzit jumătate într-un fel, jumătate chiar de două, trei sunete care poți să le auzi în două, trei feluri. De acolo pleacă, pentru mine a fost definitoriu în ideea asta, de noi percepem atât de diferit lucrurile, adică cum poți, eu mă uit la aceeași poză cu tine și tu vezi o culoare, eu văd o culoare. Deci deja din start, noi suntem capabil să vedem lucruri total diferite, adică nu că ne uităm la același lucru și ție îți place, ci ne uităm la lucruri diferite și atunci e normal că le judecăm diferit. Da, pentru mine această diferență e esențială. Nici nu-mi plac așa majoritățile astea absolute. Clar. Nu sunt fanul lor. Ăla e cel mai... Chiar întrebările astea, știi, domne, cine e cel mai bun actor? Cine e cea mai frumoasă actriță? E greu, eu întreb tot timpul cine îți place ție cel mai bun. Aici e, foarte... știi, adică e unghiul tău subiectiv. Și o altă întrebare pe care vreau să o pun, pentru că știu că ești angajat la Bulandra, ai mai multe spectacole, am văzut în, nu știu, Arta, cred că, Gigi Frim și Vlad Zamfirescu. Și vreau să te întreb dacă ar trebui vreodată să alegi, dacă ai alege teatru sau film. Dacă ar trebui, gun to your head. Cred că am avut mult mai mult succes cu filmul și cu televiziunea. Mi-a adus mult mai mult și bani și notorietate. Nu, chiar așa, profesional, strict satisfacție, profesional, da. Și din motivul ăsta cred că aș alege întotdeauna teatru, pentru că e zona aia în care mi se pare că nu am încă... Nu știu, e un lucru, mi se pare, mai greu de făcut, mai greu de făcut bine, așa, pentru mult timp, adică el cumva, spectacolul de teatru îți cere această consistență, constanță de a veni din nou și din nou și din nou și din nou. Dacă merge prost, vrei să-l faci mai bine, dacă merge foarte bine, te gândești cum va merge data viitoare să iasă la fel de bine. Chieta. Și chestia asta e consumatoare așa de resurse și de energie și prin efemeritatea asta a lui mi se pare mai complicat de făcut și mă atrage mai tare. Deci teatru ar fi răspunsul, cred. Teatru. Da. Și asta, următoarea întrebare e așa, mai mult pentru mine. Sufletul și pentru meu, dacă, nu știu dacă cineva de acasă e interesat sau așa. Actorii vor fi siguri. Discuția asta, actorii. Să pentru sufletul meu, am vorbit de toate ale noastre, adică industria. Așa trebuie să fie și să uite cine vrea. Păi dacă să sune atunci. Normal, să sune. Vreau să te întreb, știu că ai lucrat și în producții străine. Mm. Și vreau să știu, în care, cu cine, cum e acolo? Adică diferențe. Ai lucrat în alte țări, ai lucrat aici cu actori, cu producții din altă parte, cum te vede cea de la Sibiu? Sau da, și aici, dar nu am lucrat în foarte multe filme străine. Mi-aș dori, cred că e o chestie așa... Toți ne-am dorit. Nu neapărat. Acum eu știu dacă motivul pentru care... Cred că e o lume mare, largă și cred că încă există loc pentru foarte multe întâmplări în viața ta profesională și
cred că te poți dezvolta și în felul ăsta, mergând în altă... Chiar dacă joci, nu știu, tot într-un serial, habar n-am... Îl faci în altă limbă, se întâmplă altă... Islandeză. E mult mai complicat. Ultima dată... Și chiar am speranțe legate. Ultima dată am filmat într-o producție daneză, care s-a filmat 90% în Cehia. Deci, și cu actori de acolo și cu... Știu că îmi ziceai că mergeai la da, Praga. Da, 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 și am tot făcut drumul ăsta București-Praga de nu știu câte ori. Prima chestie care te emoționează sunt tot oameni care fac același lucru, cerințele sunt aceleași. Cred că este o... Ce m-a impresionat la povestea asta era scenariu, pentru că, na, povestea este o chestie extrem de smart construită, e vorba de traficul de persoane, de-aia apăreau și actori români și așa mai departe. Așa am prins și noi roluri, da. Da, așa prindem și noi roluri. Dar ce era impresionant e că în toată povestea nu era vorba doar de trafic de copii sau de femei pentru prostituție sau nu știu ce, era vorba pur și simplu de această piață a muncii la negru care plimbă muncitorii, da. Și toată povestea asta era scrisă de un danez care avea ca ultim scop, de fapt, un deget îndreptat foarte așa acuzator spre societatea daneză, care îi spunea: domne, de fapt ne bucurăm cu toții de munca acestor persoane, traficate, adică, da, traficate pentru organe, pentru muncă prostituție, fizică. Pentru muncă fizică, pentru muncă mai mult sau mai puțin cineva calificată. Cineva trebuie să strângă și gunoiul, da. Da, și de fapt suntem părtași la chestia asta și era extrem de acid și de, repet, un deget îndreptat extrem de acuzator către societatea daneză și mă imaginam așa cum ar fi. Noi nu suntem în situația, deși, mă rog, au început să se miște și pe la noi niște refugiați din ăștia și niște oameni din Asia care vin și lucrează pe Temirce aici, și îmi imaginam o producție de tipul ăsta care avea pe jumătate, acum este, era al doilea sezon, bani de la BBC și restul de la o televiziune de daneză. Stat daneză, făcut în România, și cum ar răbufni, da? Și s-ar scandaliza toată lumea și s-ar veni în față la TVR și ar spune: pe cum noi dăm bani să scrie ăsta că noi exploatăm vietnamezi și nu știu ce, cum e posibil așa ceva? Asta e un semn de mare sănătate la cap, să poți să-ți produci ca societate tipul ăsta de autocritică. Este o chestie absolut... Am mai făcut-o și noi, adică ăștia, filmele astea de autor au mai... Păi filmele de autor, dar asta nu era un film de autor. Asta e corect, corect, corect. Și e chiar corect, un serial... Da, păi totuși, nu... totuși și la noi, statul, păi a, da, da, sponsorizat, păi știu, dar a nu fără, susținut, dar nu fără o anum... moartea domnului Lăzărescu, știu, care era, dar, despre, era un deget, dar nu fără, dar nu fără o anumită reacție populară, anti, îndreptat așa foarte clar împotriva tipului ăsta de gândire: bă, dar îți vorbești țara de rău sau nu știu ce... Crezi că cineva a da, avut da. La moartea domnului Lăzărescu a zis: au, cum puteți, domnule, să susțineți cu bani de la stat ceva care acuză da, statul? Da, că... da, au mai da, avut, dar nu numai am la... Văzut, la tot dar ce... nu la, doar la moartea domnului Lăzărescu. Orice la Mungiu și la Jude și la... În, se, tot... în presa de... Nu de cancan, în presa de masă, orice știre apare despre un film românesc premiat la un festival da. Internațional sau care are premiera la un festival internațional, dacă intri în secțiunea de comentarii, 90% sunt în direcția asta. Dom'le, altă porcărie în care statul român, țara noastră, este bagiocorită, făcută pe banii statului. Și sunt câteva sute de comentarii, adică da. Și un curent pe care îl... Da, evident, te gândești cine dracu comentează la un articol de ziar. Dar sunt sute. Da, și nu e același, adică... Nu. Eu înțeleg foarte bine și chestia asta. Suntem încă săraci, amărâți, dezorientați, avem tot timpul senzația că... Și mai e ceva, știi unde e vina? Vina e că nu e un echilibru, că dacă ar exista foarte multe da. Filme comerciale da, 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 și ar da. Exista și astea, nu s-ar... Nu, ori, din păcate, foarte mult timp a existat doar o
o direcție, care n-a fost înțeleasă de mase. Nu, nu, și atunci, domne, noi nu mai avem, știi, și ajungi iarăși în nostalgia, da. Nu mai avem un Sergiu Nicolaescu, da. Unde sunt BD-urile, unde dacă ele ar fi existat în varianta lor modernă, n-ar fi zis nimeni, domne, de ce s-a dus Lăzărescu, ar fi fost extraordinar. Uite, ce se ăsta care a luat cardul, nici nu se duceau să-l vadă, nici nu ajungea la urechile lui. Sau se ducea cine își dorea adevărat să pe target. Da, da, asta e o problemă pe care o avem, lipsa completă a unui mijloc, așa, și unei știi, clase de mijloc a filmului. Îmi permit care să zic că aici mi se pare contribuția ta, poate tu nu-ți dai seama, dar mi se pare contribuția ta extrem de importantă. Tot ce urmează să spună este... Nu, dar nu-ți dai seama cât de important e ca un actor care e validat de regizorii de artă să participe în proiecte de calitate din zona comercială. Da, și mie mi se pare că pentru toți, că în momentul ăla toți, Șerban Pavlo, acum, nu știu, George, toți ăștia care câștigă notorietate și faimă și apoi se duc să o cheltuie în altă parte și mai aduc poate publicul, cum aduce, nu știu, Mihai Bendeac acum publicul la teatru de comedie, el făcând mult TV și așa și notorietate, și acum el când postează bilete se vând, adică nu contează, da. Știi? Problema este că nu se poate fără calitatea asta. Chiar cred lucrul ăsta, poate greșesc, nu știu. Dacă se face un serial la Pro TV, serialul ăla, până la urmă trebuie făcut tot cu actori buni. Nu are nimeni de câștigat sau cum să spun, dacă etajăm așa și facem niște, da, știi, domnule, ăia sunt pentru așa, ăia sunt pentru așa, ăia sunt pentru așa. Evident, rămâne la latitudinea oricui să facă ce decide să facă. Domnule, nu îmi place, nu mă duc sau nu vreau să fac chestia aia, dar eu cred că da, un actorul bun, da, da, bun ridică, se poate folosi da, oriunde. Da, adică, da, cred chestia asta, cred chestia asta. De aceea eu cu o parte din băieții de la Clanul, cu George Mihăiță, cu George Eva, am făcut niște TikTok-uri, pentru că nu e, adică uite, puteți face o serie, am făcut o serie de TikTok-uri pur și simplu ca să promovăm Clanul și să am rămas în personaj, am făcut niște, ne-am jucat acolo pe set. Ceea ce și e, apoi chestiile astea până la urmă sunt făcute pentru public, adică și la teatru trebuie să fie public în sala aia și eu cred cumva că lucrurile se construiesc în felul ăsta, niște oameni încep să urmărească un serial sau, bun, urmăresc un actor, o parte din oamenii ăia, nu toți, o să-l urmeze în orice face, da, într-un alt proiect în care apare și din aia altă parte, nu toți, o să se ducă și în sala de teatru. Face parte din procesul de educație. Din oamenii ăia, poate nu toți, o parte o să se ducă și la alte spectacole, dacă tot au fost la teatru, să spună, băi, uite, pe mine mă interesează chestia asta, pentru că eu cunosc cinefili din ăștia amatori, dacă pot să spun așa, oameni cu care am început să stau de vorbă într-un anumit punct al vieții lor și vorbeam despre filmele de la Hollywood și, vai, ai văzut cu tare, și spuneam, băi, dar știi că mai există și alt fel de cinema mai interesant, european și bă, nu? Și pe urmă același om peste 3 ani îmi dădea mie filme, spunea, băi, ai văzut cu tare și cu tare, pentru că având în el chestia asta, ușor, ușor omul s-a... Ei, eu cred foarte tare în povestea asta. Cred foarte tare în povestea asta, pentru că ce mă interesează pe mine e să obțin un spectator autentic, nu un 100%. Tip care se duce să vadă un film sau merge la teatru din snobism, să se duce la teatru că dă bine. Descoper atunci. Și 4-3-2 e făcut să fie văzut de oameni. Da. Să sperăm că din ce în ce mai mulți oameni vor înțelege și iubi 4-3-2. Noi avem această misiune. Să s-a întâmplat la festivalul de la Sibiu, Internațional de Teatru. Cum am venit cu un spectacol Shape of Things și în cadrul spectacolului am un moment în care m-am așezat în primul rând, era un loc rezervat și spectatorul de lângă mine a înviat Adriana Noței, știi, din Vlad, adică și era clar venit de acolo, a văzut aia, în primul rând. Gândiți-vă cât s-au făcut asta, cum a făcut Pavarotti chestia aia cu And Friends și a început să aducă oameni din pop, din rock, care să cânte cu el, el cânta de la ei, ei cântau de la el și apoi mai rămâneau oamenii aia și prindeau și 2-3 arii. Și adică... poți să spui pentru un spectator purist de operă, lucrul ăla e o blasfemie. Dar în realitate oamenii au fost fierți, dar de fapt ăla a deschis. Există foarte multe demersuri care nu se întâmplă la noi în țară. Nu există niciun fel de educație cinematografică în licee. Pur și simplu e un număr imens de oameni care nu concep în afara cinemaului american, nu pricep că există altfel, nu înțeleg. Dar asta nu poți să faci doar așa, știi, făcând reclamă pe Facebook. Aici
Și da, da, da. Există cursuri de... Am fost șocat că am... Introducere în cinema, care se pot face, pot deveni... Mi-ar fi plăcut foarte mult în liceu să existe... Sistemul un... francez. Da, un om care să vină să... În clasă au cursurile de audiovizual unde învață acest limbaj de decodificare, adică să înțeleagă opere care sunt atipice, opere de audiovizuale, să înțeleagă un limbaj care nu e comun ăsta de poveste, type, storytelling. Eu am cunoscut chestia, adică m-am lovit de asta când am făcut... Eu n-am făcut ca voi facultate, ci am făcut cursurile actorie de film.ro de la Bucur, ăsta, Boguță și Papadopol, și am avut acolo, am făcut cele 6 luni și apoi încă modul de 3 luni. Și în primul modul acolo ne-am și împrietenit la clasă și a fost, am vorbit cu colegii mei în pauză și am întrebat ce filme, dar filme românești nu ne plac. Da, ok, dar ce ați văzut? Nimic. Și i-am întrebat revoltat, dar unde credeți? Adică noi ne pregătim acum și mergem să dăm castinguri și tu te vei întâlni cu, de la Mungiu la partea altă mai comercial, să zice, în Chișu, și tu nici nu o să-l recunoști, adică nu o să știi vreun film de-a lui, nu o să-ți imagini, adică, bă, nu știu, nu ți se pare că it's not fair, că tu nu te pregătești pentru col. Nu, că să știi că filmele altfel, bun, dar tu te vei întâlni cu Iura, te vei întâlni cu Cutare, te vei întâlni cu băieții ăștia care fac aceste filme. N-ar trebui să un pic să intri și tu să vezi... Da, mi s-a părut, am revoltat, adică bă, noi ne pregătim să mergem să ne întâlnim cu oamenii ăștia cumva. Cunosc foarte bine situația asta, am tot încercat și eu pe adică am vorbit de mai multe ori despre asta, am întors-o pe toate fețele. Riscul cel mai mare și măcar asta ar trebui să constituie un motiv pentru care să încerci să ieși din... Nu poți să trăiești într-o singură paradigmă, adică asta a filmului american. E greșit și pentru simplu fapt că te poate domina, te poate subjuga. Poate nu există numai asta, există diferite moduri de a... Nu mai spunem că filmul american cu care luăm noi contact este filmul distribuit la noi. Americanii au Sundance, americanii au festivalul, adică la noi n-ajung decât Marvel, X, James Bond, mi-a spus cineva, mi-a spus cuvintele astea, mi-a spus dacă nu e vorbit în engleză, eu nu pot să mă uit la un film. De ce? Pentru mine, dacă nu e vorbit în engleză... Da, da, uite că ăștia cu păi ce adică? Vorbeam mai devreme au mai schimbat paradigma. Păi nu, s-au mai schimbat, Spania, sigur. Lucrurile astea se vor schimba. Din păcate, la noi ruptura asta cu publicul larg e atât de mare că se va renoda firul ăsta foarte de jos. Se va renoda de oameni care pot veni cu fanii lor din online sau cu cei care urmăresc din online și o să producă bucăți mai mari de ficțiune, să le zicem filme, și... Oamenii ei vor urma în baza faptului că îi urmăresc, le urmăresc producțiile din online. Pentru că filmul ăsta de mijloc, filmul de public, nu știu cum să-i spun, habar n-am. Adică, până și chestia asta că filmul de public la noi este asimilat cu film mai slab, mai prost, adică știi, tu spui când spui în română, bă, un film de public... Da, da, da. Dacă suntem noi trei la o masă într-o cafenea și că e un film de public, voi doi o să înțelegeți, adică un film mai, Șerban vrea să zic, un film mai prost așa, pentru... Da. Dar lucrurile nu stau chiar așa, nu, adică nu. E o nebunie și asta până când la urmă. Când ai targetat publicul și ai targetat, de exemplu, comedia îl face să fie de masă, republica da. Poate să fie, adică... Dar adică cine ți-a spus niște maestri greu de făcut? Niște maestri au făcut comedie. Dar cine ți-a spus să fie o comedie proastă sau de ce nu s-ar putea folosi într-un film, iarăși zic, de public, niște procedee tehnice sau o gândire regizorală extrem de sofisticată, da, care e problema. Tarantino făcea filme de public cumva. Da, era... exemplele întotdeauna, și... din păcate, sunt americane, dar da, pentru că la ei funcționează așa, întâi a fost chestia asta și din chestia, din rădăcina asta e desprins tot restul. Da. Întâi a fost un business. Oamenii făceau lucrurile astea pentru a le prezenta în fața publicului, pentru a câștiga bani cu ele și toți artiștii mari care au făcut film care e o referință în ziua de astăzi sunt desprinși din chestia aia. Acolo nu... Și au făcut bani. Și au făcut, ok, și nu, bani. Au făcut bani, dar, pentru că da. Erau finanțați pe baza succesului. Da. Adică când citești în biografiile lor să vezi de fapt, și asta era o presiune, adică să nu vă gândiți că... Absolut. De absolut, la absolut. Wells la Hitchcock, adică noi sunt nume care întotdeauna au fost condiționate de și producția și presiunea. Dar toate producțiile adică... astea au cele mai mari, cu Apocalypse Now sau orice altă, sunt niște povești, sunt volume scrise despre asta, sau trecut, producători care își tăiau venele undeva într-un birou, telefoane de amenințare, oameni care au fost sub presiune până în ultimul moment, au spus, băi, stai că mai am nevoie de atâta.
Dar de ce? Că voi produce o capodoperă, se va vinde, se va... Așa, mă rog, nu se poate face, nu înseamnă, asta nu înseamnă că trebuie să faci doar așa sau că trebuie... Dar ideea asta, când filmul pentru mase ar fi o prostioară așa facilă, din start te pune pe un drum greșit. Sigur. Din start te pune pe un drum greșit. Dar legat de asta am și eu niște întrebări acum. Cum vă explicați că la noi, tocmai, și apropo și de ce ai spus tu, nu știu cum naiba că tocmai poveștile astea lipsesc, tocmai scenariile astea, se presupunea că sunt scenarii la sertar, așa că, bă, numai dacă m-ar întreba cineva și eu pun pe masă acum 3, 4, 5 filme extraordinar de inteligente și de bine gândite, și uite că scenariile astea n-apar. Păi adică explicația extremă. E foarte ciudată pentru mine treaba asta. Oamenii vin cu propuneri și cu probleme, că băi, noi nu putem să răsturnăm aici mașini, nu putem să vină nave extraterestre, nu ai bani pentru asta. Nu poți. Asta știi clar ce nu poți să faci. Dom'le, eu nu pot să fac piramida de zombie din ziua Z, că n-am bani pentru chestia asta. Și dar un scaun cu un birou și un laptop și un băiat în spate sau o fată în spatele acelui laptop, ai. Și nu știu cum naiba că nu apar aceste scenarii simplu de făcut. Și putem... Păi eu îți dau explicația, e simplu, dar într-o zonă comercială, da, nu știu ce e mișto. Da. Foarte simplu, tu pleacă din școală. Pentru că oricine de aici, oricine dintre noi trei, poate să spună măcar două filme făcute, cum s-ar zice, fără bani și care au avut... Da, uite, super perfect succes. Necunoscuți, perfect o cunoștuți. Un film care se întâmplă într-un apartament. Poftim. 6 oameni. Două lozuri. Record de vânzări la vremea lui. Eu mă refer la filme care inclusiv au primit după aia un remake. Da, perfect necunoscuți. Adică perfect o cunoștuți, sau... italienesc, adică... 7-8 actori, la o masă, faci, îl filmezi oricând, dacă ai actor bun și un scenariu bun. Adică atât tot, n-ai nevoie mare. Zi tu și apoi zic eu. Explicația pleacă din școală. În facultatea de film, din păcate, și o spun cumva având în familie profesor, tatăl meu a fost profesor, dar a fost o viziune generalizată în universitate că se face arta regiei de film, așa se și numea, asta era arta regiei de film, arta scenariului de film, arta, și mergeau, respingeau din start demersurile care aveau acea conotație, dacă vrei, comercială, și atunci și baza de selecție venea din asta. La admitere veneau adică o gândire orientată, da, de orientată de... spre filmul, da, artistic. Ceea ce din punctul meu de vedere a fost o greșeală. Și te dau un exemplu. Eu am fost student la master regie, da, după ce am terminat actoria. Și am venit atunci, eram terminasem Vlad și am zis, dom'le, în loc de un scurt metraj, eu vreau să produc un pilot, că practic voi cere să dau examenul cu ceva și trebuie să produc un număr de minute în care să-mi demonstrez abilitățile regizorale, că sunt la master la regie de film, și prefer să folosesc mijloacele pe care mi le dați, să fac un pilot pe care după aia pot să-l propun mai departe. Uite, dom'le, am conceptul ăsta, ăsta e un pilot, da, pot să-mi dau examenul cu un pilot? Și răspunsul a fost nu. De ce? Pentru că e arta regiei de film. Ești la arta regiei de film. Și atunci am înțeles că eu trebuie să... Da, văd mai departe, îmi dau examenul. Dar nu... De acolo pleacă. Scenariști care au... Mă rog, nu există, deși numărul de locuri a fost impresionant. Dar, adică totuși să ai 14-15 locuri la regie sau, da, la scenaristică. Considerați justificată întrebarea mea, nu? Adică eu... Absolut, da, da. Și am răspuns diferit de-a lui. E o chestie foarte... Mă pun din nou și din nou și în diferite forme îmi pun întrebarea asta. Păi nu, întotdeauna există acest exemplu și culmea, nu din țările cele mai sărace, din țări care au o industrie, și asta probabil conține de fapt răspunsul la întrebarea asta, și în care sunt oameni care spun, bă, am 0,1 resurse, eu trebuie să produc ceva cu aceste 0,1 resurse, eu nu pot să mă duc să cer să vină două tancuri și două elicoptere în filmarea mea, nu am cum, este absolut imposibil. Cu toate astea trebuie să produc o poveste, iată cum e cea care te interesează pe tine foarte tare, interesantă, care să aibă un... Sunt exemple celebre, evident cele mai cunoscute din Statele Unite, dacă mai țineți minte, Blair Witch Project. Normal, Blair Witch Project, da, vorbește, pentru că oamenii au făcut poveste un cu mijloace film, au spus, puține... Bă, ce avem? Bă, n-avem nimic. Stai, mă, cum n-avem nimic? Ce avem?
cameră video pe Angel, da, o pădure, pe unde? La pădure, care pădure, mă? Unde stă maticiul? Și ce mai e? Cabană. Și s-ar fi gândit și ea săraci, bă, s-au făcut filme de groază până la noi. Dă-o naibii, că dacă nici ea n-au făcut filme de groază, le-au făcut pe toate, toate variantele posibile, cu monștri, fără monștri. Cât în minte, cât curaj îți trebuie să te iei la trântă cu o moștenire imensă de... Înțelegi cu ce te lovești acolo? Pe orice gen te-i duce. Da, da. Pe orice fel de gen te-i duce. Pe film de dragoste, polițist, comedie, comedie romantică, thriller, gore, toate sub speciile thrillerului. Și păi vină tu cu ceva. Și au reușit să vină cu ceva. Cu ceva care a făcut milioane după aia. Da. Și când te uiți, nu poți să nu admiri, știi? Eu am mai auzit, o mică am paranteză legată de... Paranteza și pe aia vreau să zic eu de Blair. Să completez răspunsul lui la... Răspunsul meu la întrebarea lui. Explicația mai stă și... Adică îți dai seama de faptul că noi nu avem astăzi scenariști, pentru că școala nu a pregătit scenariști de film comercial, când vezi că... Dar tot ce înseamnă serial de televiziune, tot ce înseamnă... producție comercială a fost în general scrisă de actori transformați în scenariști. Cei mai importanți... Da, așa e. Deci vorbim de Las Fierbinți. Las Fierbinți e scris de un actor, Mimi Brănescu, și astăzi după aia a fost preluat de Adrian Băgică, Celentano din Fierbinți, deci actori. Da, da, da. Vlad, de mine și de Lia, doi actori, Lia Bugnar, la eu, Andreas Petrescu, actor, da, actor care scrie, scrie pentru Antena 1, care a devenit pur și simplu scenarist profesionist, cum ar veni. Da. Că el nu scrie o chestie pentru el. Ce vorbim? Da. Scrie film, scrie televiziune, scrie pe bandă rulantă, băiatul. Scrie sketch-uri, scrie comedie. Deci, în general, tot ce a fost comercial de masă, vorbim de Postelnicu, Iulian Postelnicu, un actor extraordinar care a scris și el pentru Fierbinți, care tot așa pentru alte seriale. Deci vorbim de actori care au devenit scenariști și nu scenariști, nu, tu nu știi cine sunt scenariștii ăia care au terminat. Iar pentru mine faptul că eu habar nu mai aveam, eu nu mai am nicio legătură cu școala, faptul că Angel îmi spune că e clasă de 12 oameni cu 12 locuri, oameni buni, undeva e o problemă. Da. Și mai fac eu în paranteză la paranteza ta, că zici care să nu scrie pentru comercial, iarăși folosim cuvântul ăsta cu sublinierea, cu conotația peiorativă, dar hai să trecem peste asta. Dar nici pentru film de artă. Pentru că eu am avut discuția asta cu un regizor foarte titrat de film de artă, care mi-a spus, dar tu crezi că eu mor să-mi fac eu, aș vrea atât de tare să vină cineva la mine cu un scenariu, să mai lucrez eu după aia pe el, ok, mai schimbăm niște mail-uri, mai schimbăm niște discuții, dar care... Da, domne, scenariu... M-a rupt. Cutărescu, Popescu, regia mea, n-am niciun fel de problemă. Să-i se dea bani, să-i se... casa de producție să-l plătească, să-i cumpere scenariu și fac eu filmul. Nu am acest scenariu, nu îl am. Nu îl am, nu e cum crede toată lumea că ăștia sunt morți să scrieți propriile lor scenarii. Nu e chiar așa. Și acum, deci lipsește de fapt din joc scenaristul. Dacă îmi permiteți, am și eu răspunsul meu, care vine în completarea răspunsului lui Angel, pe care nu-l știam, toată partea asta. Eu cred că lipsesc scenariștii și aici voiam să ajung și eu, și din partea de artă și din zona de comercial, din ambele zone lipsesc scenariștii, punct. Cred că este o chestie încă care duce la buget, la cuvântul buget. Pentru că mai sunt băieți cu idei, am mai fost băieți cu idei pe care le-am avut și așa mai departe, mă uit afară de câte ori vorbim de un scenariu, câte ori vorbim că este un sitcom, un serial, lucrează 12 oameni. La Friends erau 12 oameni în jurul unui mese care scriau acel Friends. La noi, maxim și un băiat. Andreas, vii să scrii treaba asta, ăla vine singur. Știu, dar noi vorbim acum din nou, Codin, de elicoptere și tancuri, știi? Da, nu neapărat. Nu, la Friends, de ce? De ce elicoptere? Friends avea 12. Pe știu, dar nu ai 12. Eu pun pe... Nu ai 12. Păi nu ai, dar... Nu, eu știu, am înțeles. Nu ești bugetul. Nu, eu am înțeles ce spui, dar... Să-l plătești dezvoltarea. Până să ajungi acolo, să-ți permiți 12 scenariști, trebuie să fie ăla unul care face posibil... Sunt câțiva și au apărut și uite, eu când am făcut Miami Beach, am venit cu un scenariu, un first draft la Jesus, după aia m-am dus la Bro. Bro a zis, da, foarte bine, îmi place, nu știu ce. Am și eu o rugăminte, o condiție chiar. Care? Să vină Alex Coteț. Zic, dacă, eu, la fel, dacă vine unul bun și ne mai adaugă carne mișto la asta. Și a venit băiatul ăla și a scris mișto. Film pe care l-ai făcut și tu, ai făcut și tu un film scris de el, Team Building. Iată, Alex Coteț, care scrie acum la Miami Beach 2, este un om extrem de ocupat, face publicitate și nu...
încă nu-și permite să zică eu sunt writer, stau așa, dezvolt 6 luni de zile ceva ce va fi un scenariu, ăla nu, noi nu avem timp de așa ceva, noi îl plătim strict să-l scrie, pe asta, da. Să-l scrie, da, noi ar trebui să plătim niște coteți, niște bugnar, niște băieți care să... Se dau bani pentru dezvoltare, dacă să trag eu o concluzie la toată discuția, o concluzie care nu e nici tristă, nici veselă. Suntem într-o fază foarte, foarte, foarte de început. Poate nu e perceput acest lucru. Suntem într-o fază așa, eu așa văd de multe ori, ca niște copii care încep și ei să-și... Ei, și cum se face de fapt? Păi uite, de fapt ar trebui să pui aici așa, se pune o grindă, se toarnă beton. Da. A, beton? Da, trebuie să torni beton, să armează. Corect, corect. Asta e tot. Nu există acel... Nu vin acum, că din cauza filmului, vin și câte exemple de filme. Filme foarte simple, care nu sunt pentru bizoni, adică, vai, dragă, trebuie... Before Sunrise. Nu, sunt o grămadă de film, dar e alt thriller că mi-am uitat în cap. Dar și la noi s-a făcut un exemplu. E făcut un georgian, se cheamă 13 negru, ca numărul de la ruletă, da? 13 negru. Ăsta e un film care la origine a fost un film... Georgian, e făcut un regizor georgian, s-a refăcut în Franța filmul după aia. Eu le-am văzut pe amândouă, și varianta originală și remake-ul ăla. Și e un film, tot un fel de thriller, făcut pe în fața casei unuia la mare și pe într-un subsol undeva. Adică, băi, mijloace minime, corect. Dar mie de ălui a mers atât de... Și te uiți, uite așa stai și te uiți. Băi, de la noi mi-a plăcut Secretul Fericirii, nu știu dacă l-ați văzut. Da, e o încercare de film de trei personaje pe terasă și e un produs hibrid, pentru că pleacă dintr-un spectacol de teatru, dintr-o piesă de teatru. Da, ok. Adică n-a fost gândit de la început pentru film. Pentru cinema, da. Dar este un produs de teatru adaptat după aia cinematografic, de fapt. E un spectacol care a fost refăcut. Iar publicul nu va fi recâștigat, iar acum mai puțin ca oricând, cu chestii, vezi, Doamne, ușurele, și pentru că oamenii au în permanență referința asta. Americană, da. A platformelor, oamenii se pot uita acum la seriale toată noaptea până la 5 dimineața la... Ai de unde să alegi. Ai de unde să alegi. Nu vor fi așa... Competiția e cu toată lumea, ne batem cu toți odată. Da, oameni, dar în același timp cred, sunt convins că există dorința de a vedea produs românesc. Și asta e o dorință care e dovedită. Problema e așa, dacă tu te duci într-un gen care e foarte american și încerci să te pui în comparație, n-ai nicio șansă. Pentru că n-ai bugetele lor, n-ai capacitatea lor de a produce, de a scrie și așa mai departe. Dar te uiți, de exemplu, la un produs cum e Las Fierbinți, care e foarte românesc și are un umor românesc, situații românești care n-ar funcționa nicăieri în lume. Deci dacă pui mâine Las Fierbinți în Georgia, în Bulgaria, chiar dacă sunt țări, să zicem, nu o să prindă, nu o să se uite lumea, mamă, uite-l pe Firicel, uite-l pe Celentano. Nu, e un produs care prinde pentru că e specific. E, scrierea asta specifică lipsește și încrederea asta producții care au, vreau să scriu o comedie, dar românească, frate, nu să fie al american, știi? Uite, un American Pie făcut la noi, mai prost, mai ieftin, cu actori care sunt, cine joacă? Adam Sandler, nu, e Codin. Joacă... Foarte bun, foarte bun. Sperință, mă bucur de orice. Da. A zis n-a dat cu părul. Da, corect. Tu, dar astea ce sunt? Astea sunt, sunt niște... Da, astea sunt? De... Da. Tu nu să trag și poți te trag și... Te rog, desfăl și trage cu plăcere. Are o doar vitamine. Da, dar cu fructul pasiunii, cu nu știu ce să... Uite, asta e cu... Era cu... Dar ia să... O întreb pe Ioana și zic, cu teină, cu tare, cu niște lucruri. N-am mai încercat așa ceva. Să te întreb ceva, Șerban... De fapt am întrebat mai devreme, dar are o continuitate întrebarea. Deci din proiectele astea străine pe care le dorim toți, Hollywood, nu știu ce, care a fost cel mai mare regizor sau actor cu care ai lucrat? Cel mai mare, ok, schimb, notoriu, faimos. Cea mai interesantă și mai lipsită de urmări întâlnire pe care am avut-o în viața mea a fost cu Francis Ford Coppola, care a venit în România să filmeze un film în... cred că s-a chemat Tinerețe fără bătrânețe sau ceva așa, și nu știu prin ce minune absolut improbabil și cu totul așa neobișnuit, a fost târât la Teatru Act, unde jucam într-un spectacol cu Mihaela Sârbu, cu Vlad Zamfirescu
și cu Andreea Bibiri, colegii mei, într-o piesă americană, e adevărat. Shape of Things? Forma lucrurilor, da, Shape of Things. Și omul ăla săracu a stat, pe aia dura două ore și ceva, da, fără pauză, a stat pe băncuțele alea de la Teatru Act, Francis Ford Coppola, a văzut tot spectacolul ăla. În română. În română. Nu se întâmpla nimic, erau patru actori tineri care vorbeau popodea de lemn, deci nu. Și ca urmare a acelei seri, ne-a chemat a doua zi, începea un fel de casting extins, așa, el vrea de fapt să și facă niște probe de cameră, să pe mine și pe Mihaela Sârbu. Și în prima parte a zilei am fost doar eu cu ea. Și dacă n-am lucrat tată cu Francis Ford Coppola, uite așa într-o cameră, hai să încercăm și așa, venit pentru cameră era Lucaciu. Nu, Mălai Mare, băiatul Mălai Mare, care a și plecat după aia, a filmat la filmul ăsta, de unde i s-a tras o imensă carieră în Statele Unite. E că omul a plecat și filmează în... E super director de imagine. În Statele Unite. Da, da, da. Și am stat acea... Eu mă ciupeam așa și nu vrea să cred, băi... Pentru că ăla venea de dea indicația, hai să încercăm și așa. Era un text în română, dar... Da. El avea varianta în engleză și am lucrat mai spre după amiază, au început să mai vină și alți actori, dar basically o zi întreagă am lucrat cu Francis Ford Coppola. N-am jucat în film, deci nu m-a luat în film. N-am trecut castingul, dar povestea este cel mai mare actor slash regizor cu care ai lucrat. Că ai lucrat. De mare, nu știu dacă... Nu că l-ai întâlnit așa, a lucrat cu tine o zi. Okay. Am lucrat cu el, deci nu că m-am... Omul a stat, ne-a văzut o seară întreagă. Eu mă gândeam cu groază și am acolo la cabină din când în când și am, bă, zic, ce face ăla în sală, că poate moare de plictiseală acolo, cred că... Aici se vede exact diferența clară între Șerban Pavlu și mine. Eu cu Francis Ford Coppola am fost la Bambu. Și am băut. Atunci, am băut. În aceeași perioadă. Probabil că da, nu știu. Da, am nu-ți mai aduce aminte, dar și cu tine a lucrat o seară. La Bambu. Deci noi am lucrat și noi am... Deci eu cu Francis Ford Coppola am băut la Bambu. Aveam masă bună în față. O gagică pe care o cunoșteam din anturajul de gagici care umblau cu mine la perioada de sfârșit, eu a zis, dom'le, sunt combinată cu băiatul ăsta acum cât stă în țară, pot să-l aduc și pe el, te deranjează că mă deranja când aduceau alți băieți la masă. Și a zis, cine, cu cine? Un domn așa și mi-a zis cum îl cheamă, am zis, adu-l imediat, e bună la cap, o să-l adu-l încoace. Zic, mai dăm și alte, adică nu-i problemă, zic, să vină omul să se servească, orice. Cum orice ar fi de la podcastul ăsta în care tu ai spus că poți combinată cât e aici, știi, să meargă povestea asta, să circule, să ajungă el să fie, să înceapă un divorț, o poveste, o nenorocire din asta, știi, domne, într-un podcast. Care îl respect, m-am bucurat că am băut cu el acolo, da. Unde a fost un 97 în România? Exact, săptămâna 97 nu a fost, dar un 2003, cineva acum prezentă Francis! Francis, come here! Da. What, honey? Francis! Listen! Do you recognize this guy? What? Spune-ai fost Costa să mergi cu niște curvi. What? Nu, nu, erau niște doamne. Doamne! Așa. Da. Ca să facem așa o încheiere, să ne întoarcem așa, să un arc și să închidem acest cerc. Spune-ne, te rugăm, întrebarea aia, clișeul ăla, de ce s-ar uita lumea la Clan? Adică ce le recomanzi? Le recomand să se uite, pentru că este o poveste super, super, deja super se uită atenție, tare. Dar se uite pentru... Sau cei care nu se uită. Cei care nu se uită deja, pentru că e pe voi, o poate să-l înceapă acum. Este super tare. Scenariul, povestea, este super tare și presupunând prin absurd că nu vă place niciun actor din această paletă de talente, povestea merită, pe bune, merită, este, te ține. Da, da, povestea e senzațională. Este senzațional. Îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră de a intra astăzi la mijloc. Am, cum? Bănuții. Ce, da, stai. Ai un hanorac cu Clanul de la noi, că dacă tot ai venit la T-Shirt Factory, un hanorac cu Clanul, îl deschizi și acolo ce mărime ți-a pus. Ah, ți-a pus o mărime bună, zic eu. Ți-a pus o mărime bună, am avut, Ioana știe. Plicul nu e XL, dar înăuntru e plicul. Ce pot să remarc este că e un hanorac care îmi vorbește la persoana întâia. Întoarce-mă pe dos. Când mă spel, folosește detergent lichid, iar temperatura apei să nu fie mai mare de 30 de grade. Da, da, așa nu folosi înălbitori, riști să mă decolorez. T-Shirt Factory e foarte friendly ca brand. Mulțumim, Șerban. Eu vă mulțumesc.